Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Din foarte de prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența unui număr de 14 consilieri în funcție. Consiliul local este legat constituit și își poate desfășura lucrările. Ați primit materiale de ședință și procesele verbale ale ședințelor anterioare. Se pune la vot procesul verbal din 19.08.2021. Votul pentru. Împotrivă. Se abține cineva? 14 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Supunem la vot procesul verbal din 13.09.2021. Votul pentru. 14 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Supunem la vot procesul verbal din 24.09.2021. Votul pentru. O remarcă, strecut absent de prima pagină, vă rog să modificați. Mulțumesc. Votul pentru. Împotrivă, se abține cineva? 14 pentru, 0 împotrivă, 0 abține. Cu modificarea care s-o domnul? Da. Dau cuvântul lui domnului președinte de Răman, Dragoș Ștefan. Domnul președinte, mulțumesc. Bună ziua, bine v-am găsit, stimați consilieri. Azi, ziua de 30.09.2021, ore 16, avem ședința cu următoarea ordine de zi. 1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sascut în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Sascut, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sascut în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic Jacques Elias, Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locale a Comunei Sascut, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Comunei Sascut, județul Bacău. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii de Consiliul Local 46-2020 privind concesiunea spațiului în suprafață de 293 metri pătrați, respectiv 612 metri pătrați, aferent construcției în locația fostei școlii primari Ponțești, cu scopul desfășurării unor activități sociale non-profit în interesul îngrijirii persoanelor bătrâne. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărâre de Consiliul Local 14 din 26 februarie 2021, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Sascut, județul Bacău, pentru mandatul 2020-2024. Numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și sau garantării în finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de 463.000 de lei cu TVA inclus pentru achiziția unui bul de excavator. Numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării privind de preemțiune a unui imobil situat în intravilanul Comunii Sascut, județul Bacău, aparținând domeniului privat. La numărul 9, la diverse, avem așa, un proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aferenți investiției, modernizare drumului de interes local sat Bereș, Comuna Sascut, județul Bacău. De asemenea, un referat de aprobare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunii Sascut în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sascut, județul Bacău, pentru 2021-2022. Nu. Ăla este ordinea de zi. Noi în CEAC, nu în CEAC. Așa, de asemenea, o cerere către Consiliul Local al Primăriei Bacăului, domn Angel Radu, veteran de război, am înțeles, care dorește achiziția repartizarea în suprafețe de 5.000 de metri pătrați. La diverse. Și de asemenea, avem un proiect aici important, având în vedere de demisia domnului, partea Partidului Național Liberal, a domnului Tănase, dorim punerea în funcție a domnului Apostol. Să depune jurământul, să-l punem în funcție. La capitolul diversii? Nu. Deci asta e pe suplimentarea ordinii de zi. Pe suplimentarea ordinii de zi. Și ca să meargă treaba, tocmai asta am vrut. Ca să începem, să începem suplimentarii, ca să aibă drept de vot, începem cu punerea în funcție a domnului. Asta am vrut să spun. Și depunerea jurământului. Un pic de răbdare. Dacă sunteți de acord pentru ordinea de zi, suplimentarea ordinii de zi. Domnul Apostol, vă rog frumos.
veniți. Poza pe el. El filmare așa. Hai, 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 hai. Hai, bine. Hai, bine. Hai, bine. Semnatul apostol Constantin, consilier local al Consiliului Local Sascut, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sascut. Așa să-mi ajute Dumnezeu. El trebuie să semneze, eu am semnat. Cred că domnul Marinda este un mai pomit, când nu este, n-a semnat. La comisia numărul 1, nu la mine. Document sunt trecut să nu ai consilierii, bine. Și la aici au venit. Iar domnul a fost la mine acum. Nu e chiar de prezență. Ok. Pentru nominalizarea membrilor Comisiei de Specialitate a Consiliului Sascut. Asta era la suplimentare, acum trebuie. De asemenea, după depunerea jurământului către domnul apostol Constantin, domnul primar Lăuță vrea să dea câteva cuvinte de întâmpinare. În primul rând, mulțumesc domnului consilier Tanasie că a activat un consiliu local în o perioadă mai mică de timp, dar și-a dat sfântuința ca prinsă de hotărâre să fie rezolvat în momente dificile și chiar pozitive. Iar domnul Pascal a fost să-l cunoască de mai multă vreme, fiură de bine a venit în mijlocul nostru, cu asta activitatea tehnică și politică al Dumnezeu și mi se pare un câștig pentru Consiliul Local. Felicitări, domnul Pascal. Sunteți de acord, stimați colegi, cu actualizarea comisiei, ca să terminăm un pic aici cu actualizarea comisiei. Avem aici așa, pentru Comisia 1, reprezentanții următori. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanță, Administrația, Domeniul Public, Agricultură, Gospodărie, Protecția Mediului, Servicii de Comerț. Membrii, domnul Costea Neculai, domnul Apostol Constantin, domnul Ana Ionel. La Comisia 2, Comisia pentru Administrare Publică, Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, Muncă și a Drepturilor Cetățenilor, membru, domnul Chiriac Marian.
La Comisia 3, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Activități Sportive și Antrenament, membrii domnul Iliei Gheorghiță și domnul Iosif Nemu. Este semnată de toți membrii din Partidul Național. Să supunem la vot, stimați colegi, actualizarea acestei liste. Împotrivă, dacă sunt voturi, abțineri. Pentru. Asta e împotrivă? Nu este niciun vot împotrivă, nici abținere. Sunt 14 voturi pentru, fără abținere. 15, fără abținere, fără împotrivă. Ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Sascut în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sascut, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Propuneri, dacă sunt. Facem o propunere. Deci la Școala Gimnazială a Sculului reprezentanți pe domnul Paris Alin, la Ramon Dragoș și Gârmacea Lucea. Pentru? Pentru Școala Gimnazială. Nu am voie. Nu are voie. Doamna, doamna consilier Vrăjdeanu. La prima... Mai repetați o dată, domnul. Deci, pentru școala gimnazială, reprezentanți doamna Vrăjdeanu Nicoleta, domnul Daravan Dragoș și domnul Gărmacea Lugeanu. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă mai sunt alte propuneri. Propun eu. Propune. Domnul Chiriac. Domnul Chiriac Marian propus. Alte propuneri. Și pe domnul Ilie. Și pe domnul Ilie Gheorghiță propune. Deci Marian Chiriac și domnul Ilie Gheorghiță. Prima propunere. Prima propunere, vă rog frumos, dacă o supunem la vot. Voturi pentru. Votare. Voturi împotrivă. Noi suntem împotrivă. Abțineri? O abținere? Voi vota abținere la ambele părți, ca să nu făcea votul meu de azi. Ca să nu fie discurs. A doua propunere, vă rog frumos. Voturi pentru. Dincolo nu trebuia să abțină cei care erau nominalizați. Cum? De ce m-am spus? Ei sunt de acord, semnator. Cum ei sunt de acord? Ei se propune? Nu, eu i-am propus. Nu sunt de propus, cei trei trebuia să abține. Trebuiau votați nominal atunci. Păi nu? Deci nu votați nominal. Dacă i-a luat la grup, merge la grup. Nu i-a dat la grup. Nu la grup, i-a dat la grup. Merge trei și trei trebuie să o abține. Care problemă? Alo. Păi, dar când sunteți serioși? Păi, când sunteți serioși? Sunteți trei, trei de mea să vă abțineți. N-am înțeles, dar ce-o dat? Nu, eu am întrebat. Dar cum se întreba? Deci am dat un grup trei inși și poate de un grup trei inși. Nu e bărata, nu e tu de vot. Dar voi iați și... Nu e regulamentul de punct. Da, e regulamentul de punct. Cei care sunt, nu se abțin. Și tu ai drept de vot dacă oameni ai propus. Nu, eu nu am drept. Nu e adevărat. Nu am drept. Eu nu pot ies singur. E propus. Păi așa nu mai ajunge nimeni toată. Va ajunge tu. Iați, vedeți, că ajunge. Să vedeți că ajunge. Păi nu, dar ați votat în bloc, ați propus în bloc, mergeți așa acum, acum nu faceți. Sau numai când aveți nevoie de voturile noastre suntem buni. Când nu avem nevoie de voturile noastre, nu mai suntem buni. Am pretenții. Și eu am pretenții, și noi avem pretenții. Dar, domnule, înțelegeți un lucru. Sunteți trei. Și din trei lucruri nu mai buca pe unul și din acolo. E legal a vota, e propunere. Bine, așa faceți, mergeți așa. Nu-i conflict de interese. Da, bine, mergeți așa. Domnul președinte, da, am o propunere, vă rog. Putem face un compromis în problema asta? Să se țină cont și de componența consiliului. Păi da, asta am zis și eu mai înainte. Adică nu suntem și de acolo și de acolo. Nu suntem că ar trebui să ne acumulim. Domnul președinte. Lăsați așa. Domnul președinte.
Și data trecută, eu de fiecare dată din locul de aceeași situație. Dumneavoastră sunteți votat de Consiliul Local să conduceți ședința și o conduce domnul primar. Nu, domnul primar e doar. Păi, dar nu, dar domnul primar, în pozițiile astea nu trebuie să se bage. Nu, domnul primar, lăsați-l pe domnul președinte. Dar unde e echilibrul? Trei de la PSD și unul de partea. De acolo sunt cinci, a spus trei. O să puneți și al liceu acum, băieți, ocupat toate, cam două. Așa a spus domnul Bostan. Dar ce era pe domnul Bostan? Era cu domnul Bostan. Domnul Bostan, erați în Consiliul de Administrație la școală. Dar cum? Ați spus. Și eu am fost în Consiliul de Administrație la școală. Erați la PSD. Deci la trei de plată de bani. Acum că a spus trei... Trecem, hai să trecem, stimați. Dar cum trecem, domnul președinte? Cum trecem? Cum trecem? Nu vreau. Am ajuns la nominalizările dumneavoastră. Nu, domnul. Puteți împotrivă. N-am o problemă. Sau să fie acolo cu propunerea... Domnul, lăsați-o de domnul primar, lăsați-o de domnul președinte. Să spuneți la domnul președinte. Da. Propunerea mea de a ține cont de componența numerică a Consiliului Local, doi reprezentanți cu unul. Corect. Și fiecare și alege și votăm reciproc și am rezolvat problema. O să ținem cont de acest amendament al dumneavoastră, dar nu știu dacă merge. Acum să schimbăm toată ordinea de zi pentru treaba asta. Păi, dar nu știu ce ordine de zi schimbă. S-a votat, doi și doi votat. Nu s-a votat, da, s-a votat așa și votăm. Vreau să văd momentul pentru nominalizări de din partea dumneavoastră și... De acum știm să votăm. Da, dar nu corect, vă spun, este corect. Da, 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 da. Eu ar trebui să luați asta, tot de așa. La punctul 2. Eu mă casă să-ți fac și eu. Ești chiar vocea mea când se va la băsat, că nu-i corect. Domnul Iosuf mă propune pe mine acum și eu ridic mâna că... Da, ai voi. Mă voteze. Eu cred. Da? Da. Ai voi pentru că e în favoarea dumneavoastră. Nu e în favoarea, băi, tot timpul de o opțiune. Nu mai voi. Nu e așa, domnul. Hai să trecem mai departe, stimați consilieri. Proiectul de hotărâre de sănătate. Păi cum trecem? Domnul al Comunii s-a scurt în Consiliul de Administrație. Și ăsta rămâne în aer? Cum rămâne asta, primul? Cât e hotărâre, doamne, dar cât sunt acolo, sunt acolo? 8. Unde, de fapt, se clar, dumneavoastră, cât e hotărâre, sunt acolo, sunt aici. Deci pentru propunerile noastre sunt 8. Și pentru 6 împotrivă și o abținere. Și la dumnealor? Și la dumnealor? Păi asta așteptă. Dar cât? Dar la mine s-a propus? Și are 5 Marian care l-a văzut. Nici măcar n-a spus ce l-a propus. Nu l-a propus la vot, domnule, nu mai vorbi. Păi acum, domnule. Acum, a trecut la punctul 2. Nu e adevărat, domnule. Dar Marian la ce s-a abținut? Dar nu s-a abținut. Nu s-a abținut. S-a ridicat mâna, măi. Atunci am luat cuvântul și s-a mai încălzit toată. Cât e votul și cât nu se votul. Ne-au uitat cu mâna și vă rog frumos, hotărâți-vă, vă rog frumos. Hotărâți-vă, vă rog frumos, pentru nominalizările, nominalizările dumneavoastră, cât votați, cât sunteți împotrivă, cât vă abțineți. Sunt pentru. Deci punem pentru și luăm un votul domnului Marian Ghiria. Da. Nu pun niciun lucru dacă eu nu votează, cum să stă pentru dacă eu nu votează. În regulamentul Consiliului Local spune că dacă prima propunere a trecut, nu se mai supune la vot a doua propunere. Să văd cu alte așa. Da, eu fac și prima, pentru că s-a votat, am votat cu trei propuneri, s-a votat ei singur. Și cum a trecut prima? Cu 8, da? Cu 8, dar eu voi să votez doamna secretară. Doamna secretară, pentru că nu știți, ai voi. Ai voi să votez. Lăsați-o să spună, doamna secretară, ai voi. Să voteze? Da sau nu? Ei reprezentăm. Da? Deci au voie să voteze, da? Bine. Ca să știu că nu asta a spus asta, că nu poate să cadă. Deci au voie să filmeze. Au voie să voteze. Proiectul de hotărâre prin desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei s-a scut în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Jacques Elias, județul Bacău, pentru anul școlar 2021-2022. Propuneri, vă rog. Înainte de a face o propunere, mă scuzați. La momentul documentelor trimise către Consiliul Local,
era, aveam o adresă din partea inspectoratului, prin care Consiliul de Administrație avea 9 membri, dintre care 2 consilieri locali. Între timp, ieri au ajuns adresa de la inspectorat, prin Consiliul de Administrație, au modificat numărul de membri din Consiliul de Administrație al liceului. Nu mai funcționăm cu 9, vom funcționa cu 13. Prin urmare, o să trebuiască 3 propuneri, la fel ca la școala gimnazială. Dar mai aveți, aveți discuție. Mai aveți 3 propuneri. Mai aveți 3. Să mulțumim doamna consilier Sandu, doamna consilier Stanciu și doamna consilier Darabanu Dragoș. Alte propuneri, vă rog frumos. Da. O secundă, dacă domnul Parisu poate fi la școala gimnazială, doamnele Sandu da, și Stanciu pot fi la liceu? Da, da, da. Da? Și eu. Da, și eu. Da, și eu. Era soția mea. Nu trebuie să fii profesor titular. Să supunem la vot propunerea domnului apostol, vă rog frumos. Votul pentru. Voturi împotrivă. Noi toți. Voturi împotrivă. Abțineri. Deci voturi pentru 8. Abținere, o abținere, împotrivă 6. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Sascu, județul Bacău. Nici ați mai întrebat deci o propunere și atât. Da, am întrebat? Domnul Dinică, ați întrebat o propunere și atât. Bun, domnule, gata, domnul Vici, eu propun, eu am o propunere și gata. Am întrebat și la trebuie. Ați mai întrebat dacă mai e în sală cineva. Am întrebat și la trebuie. Domnule, lăsați-mi, domnule, odată pentru totdeauna. Nu, nu înțelegi că ei, n-a putut nimeni. Sunteți invitat ca să mă aici. Vedeți-vă de treaba dumneavoastră, dumneavoastră răspunde și sunteți întrebare. De ce nu ridicați, nu ridicați problema să fiți președinte de ședință, vă dați ședință, vă ține. Lăsați-mi, domnule, să ne facem treaba. Noi venim la dumneavoastră birou să vă spunem cum să faceți. Domnule Ingărdiță, am întrebat, vă rog frumos, mai sunt propuneri? După propunerea domnului apostol, am întrebat. Mai sunt propuneri? Eu nu v-am auzit, domnul. Am întrebat. Vă uitați pe filmare și o să vedeți. Am întrebat. Da, putem, da. Dacă nu ne lăsați să fie ședința de consiliu local, înseamnă că nu aveți nevoie de consilierii de la PNL din opoziție, ne ridicăm toți și plecăm acasă. Faceți pe treaba să-i cumpleți dumneavoastră. Suntem majoritate, nu eu. Hai, da, așa faceți de fiecare dată, domnule. Aveți dumneavoastră acest drept în consiliul local să țineți dumneavoastră ședința de consiliu. Nu, dumneavoastră nu-i frumos ceea ce faceți. Dumneavoastră sunteți invitat ca primar aici să dați explicații atunci când sunt necesare. Nu trebuie să nu trebuie să interveniți. Niciun Nicu. Niciun Nicu, domnule, nu trebuie să interveniți decât atunci când sunteți întrebat. Altfel nu. Poți dea domnului Ingărdiță, vă rog frumos. Am să vorbesc un pic mai tare, să salut. Poate nu se aude. Să trecem și la subiectul 3. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare locală a comunei Sascu, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027. Vă rog frumos. Discuții, dacă sunt în cadrul comisiilor. Comisia 1. Favorabil cu discuții. Favorabil. Cu discuții. Cu discuții. Comisia 2. Favorabil cu discuții. Comisia 3. Favorabil cu discuții. Vă rog frumos discuțiile. Comisia numărul 1. Cine dorește? Păi avem aici un vie. Păi nu, să ordinea. Să vedeți, s-a notat acolo, doamna, cât de tare. Aha, bun. S-a notat acolo la... Da, văd. Am avut o comisie de discuții și vor să salut domnul Indiri, foarte noastră. Da, vă înțeles, comisia 1 cu discuții, comisia 2 discuții. La comisia 3, la domnul Indiri, Iurgiță, dar e la comisia 3. La noi nu era nimeni, de asta v-am întrebat, poate între timp. Comisia 2 discuții, dar sunt și comisia 3. Comisia 3, cine dorește și atunci o să iei cu punctul. Un pic, haideți că revenim, dacă nu mai dorește cineva la comisia 1, doream eu la... La 3.1.9, la sfârșit, la e vorba de înființarea, dorim un spațiu, ne gândeam la un spațiu pentru înființarea unui cabinet etnografic în comuna noastră, pentru că eu mă angajez să mă ocup în mod special de acest lucru, fiind și profesor de educație muzicală, am foarte multe obiecte adunate din prin comună și cred eu că o să mai facem o strigare și din partea colegilor consilieri, să putem, ca un punct, zicem noi, chiar turistic pentru comuna noastră,
și să găsim un spațiu cumva la un, într-un loc mai îndosit, cum se spune, vizibil ca trecătorii care merg prin comuna noastră. Pentru că în comuna Sascut sunt foarte mulți de gospodine care au lucrat, au țesut în tot războaiele țărănești cu tot felul de țesături. Sau un proiect, corect, sau un proiect, să găsim o variantă, zic eu, benefică pentru comuna noastră. Exact, da. Și aș dori să țină cont de acest lucru. Vă mulțumesc. Comisia numărul 2, vă rog frumos, și comisia numărul 3. Comisia 2, vă rog frumos, discuții. Eu, dacă îmi permiteți, sunt președinte, am să-ți sugera că vă trăim în numai la curați voi vorbesc. La comisia? Da, dar eram discuții, ieri am discutat, ieri am discutat pe comisia 2 și comisia 3 am discutat. La comisia 3. Mai e cineva din partea dumneavoastră ca să... Da, la comisia 3. Eu v-am dat ca idei să analizați. Tot avem clubuiri lor. Domnul primar, sunt înscris la cuvânt pe comisii, așa că vă rog să mă lăsați să vorbesc. Iar interveniți, domnule, și nu-i lăsați în pace. La comisia 2, cine era? Am terminat comisia 2? Doamna Stanciu. 3, la comisia 3. La comisia 3, domnul Ilie, doamna Stanciu. Și apoi, domnul Ilie. Luați, mă rog, cuvântul. Ieri în comisie, așa cum am spus, la punctul 3.3. Plătiți? La dezvoltare. Da, la dezvoltare, da. Dar vorbesc din document. Punctul 3.3. Îmbunătățirea managementului local în sectorul sportiv și susținerea activităților sportive. Pentru că sunt și în această comisie. Am spus-o ieri, o spun și astăzi. Dacă vorbim de îmbunătățirea managementului, nu știu care a fost managementul până în prezent în comună și vorbim despre o perioadă destul de lungă, e vorba de 7 ani, 8 ani chiar, nu? E vorba de această strategie. Și am ridicat problema ieri pentru ființarea unui club în școala veche, pentru a se putea desfășura activitatea pentru copiii care doresc să facă la noi în comună, cu ajutorul și sprijinul domnului antrenor Ambrosie, lupte și judo. Am văzut că ne place să ne fotografiem cu sportivii, ne plac cupele, ne place poza, dar nu ne place să facem nimic pentru copiii ăștia pe care îi vedem zilnic la țigară, îi vedem zilnic terase și ne întrebăm de ce nu fac altceva. Îi vedem zilnic jucând chiar în fața sediului finanțelor locale și a poliției locale, jucând fotbal printre mașini. Dar nimic nu se întreabă, domnule, din toată lumea asta care conduce comuna, bă, oare de ce să joacă copiii ăștia printre mașini? Dar oare de ce să plimbă bătrânii noștri? Pentru că o să ajungem toți bătrâni. De ce să plimbă pe străzile astea printre mașini? Pentru că am închis atâția ani terenul de sport, pentru că nu avem un parc adecvat pentru asemenea activități și dacă nu avem, e bine să luăm în calcul ca măcar de acum încolo, dacă vorbim de o strategie pe 7 ani, să ne ocupăm să facem așa ceva. Și un prim pas era rugămintea mea de a amenaja acel spațiu pentru sala de sport la școala veche, și să amenajăm într-o... clubul copiilor aici, în fața grădiniței. Nu e școală. Lângă bibliotecă. Ai clubul elevilor. Așa. Școala veche la Princescu, da. Da. Și... totodată să avem în atenție, cred eu că ar trebui în regim de urgență, repararea tribunii de la terenul de fotbal, pentru că, spuneați că ați fost și dumneavoastră acolo, este depreciată și ne putem aștepta la evenimente negative. Pentru că sunt putrede scândurile alea, sunt lipsă scândurile de acolo și sunt șuruburile alea lăsate în afară și oricând un copil sau oricine poate să-și jucă picioarele pe acolo. Mulțumesc! Mai era ceva legat de monumentele istorice ieri, domnul Marian Chiria, să aveți în vedere. Acolo unde este școala, unde vorbește domnul Iuriță, este ca și monument istoric, ca să poată să fie dat în concesionare, în chiria sau în străin, indiferent cu ce. Chiria asta devine apărat adus la
forma inițială a lui a fost ca și monument. Asta. Deci este un proiectant care, soția care răspunde așa ceva, care este foarte scump, nu cred că o să putem să ajungem acolo, este făcut de geamurile care au fost din lemn, pardon, seara din lemn și absolut toată structura schimbată, tavana, acoperișul, au dus la forma inițială. Deci toate astea sunt niște costuri care nu cred o să aibă primăria, cel puțin acum următoare ani, pentru că am vrut să facem un proiect, dar soția a încercat sau a luat tot inițiativa, a încercat să facă un proiect direct pe ei și a spus nu. Nu au un ban la cultură, decât doar dacă primăria îl aduce la stadiul inițial de monument și apoi poate să facă să-l închirieze, să-l concesioneze sau să facă ceva fel. Sau să schimbe destinația. Dar numai la stadiul. Așa că acolo, până când nu sunt bani ca să putem face la stadiul, nu se poate face nimic. Deci să scoatem din lista monumentelor, ar fi o... Nu puteți să scoatem din lista monumentelor, nu este voie. Aseară, după ce am vorbit la comisie, m-am dus și m-am interesat. Am sunat, sunat soția, nu se poate scoate. A dus la forma inițială și apoi da. Dat închiriat, concesionat cu inventar. Dar nu m-a dus la forma inițială. La care sunt costuri enorme, care primăria nu cred și-a spus, răspunde să dea țeaba aia acolo. Stă de 10 ani acolo. Acestea și motivul. Mai nu trebuie dată și limitarea cu tabla jos, pus, iar singur, deci nu. Spun că nu sunt la. Deci acolo sunt de luăm de lucru. Sunt 6 monumente istorice în Sasun, în care lasă este singura școală care este monumente. Doamna Stanciu are ce da, la punctul 3.2, îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială, sub punctul 3.2.3, dezvoltarea și eficientizarea unor servicii sociale proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile, aș dori, dacă se poate, să înființăm un centru de colectare în care să depozităm materialele obținute prin intermediul Asociației Părinților. Avem foarte multe materiale achiziționate și nu avem unde să le depozităm. Este, are un caracter social și am putea să facem foarte multe lucruri benefice pentru cei nevoiași, dacă am reușit să înființăm acest centru de colectare. Dacă nu, să găsim un loc în care să depozităm, care este deja ridicat și doar să-l renovăm. Dacă mai sunt alte discuții, alte întrebări, domnul Lucian Gârmașa. Vreau să vă aduc în atenție doar o chestie de greșeli de redactare. E la pagina 170 din actualul material. E trecut în comuna, s-a spus județul Neamț, este compus din statele Buruienești, Rotunda, Bucla și așa mai departe. Și conform recensământului este 7400. Dacă poate... E cel care... Da. Da. Și totuși este trecut în proiectul nostru și pe la 200 și ceva, la, da, la tipuri de proiecte, sunt o 3 pagini în care e același proiect. Proiectul modernizare sistem de alimentare cu apă, înființare, rețea, canalizare în sat, Pânceș, comuna Sascut, e trecut și la 217 și la același proiect la 220. Același proiect la 220. Deci, trei proiecte pe aceeași localitate care despre strategia de dezvoltare. Dacă se poate să ia legătura cu cel care a redactat proiectul și să-l scoată. Mulțumesc! Aș avea și eu ceva de adăugat. Da, mai ceva să consult materialul, deoarece a fost doar în 2-3 exemplare. 3 exemplare, trei exemplare transmis. Suplimentarea resurselor de apă potabilă pentru comuna s-a ascultat și bine să se de luat în seamă și aplicat. Pentru că este o problemă cu care ne confruntăm an de an, din păcate, și nu dăm vina pe nimeni, dar trebuie să insistăm pe acest aspect. Mulțumesc. Domnul Apostol Constantin. Am citit cât s-a putut de repede materialul pus la dispoziție de către doamna secretară. Documentul mi se pare că e un standard. Dacă înlocuim Sascutul cu orice altă localitate din România, se lipește perfect, mai puțin în prima parte, individualizarea geografică a comunei. Da. Privind și inclusiv la analiza SWOT, ca să fim clari, că acolo toate analizele punctelor tari și slabi privind îndeplinirea obiectivelor sunt identice. Privind proiectele înscrise pentru a fi duse la îndeplinire în următorii 8 ani, în perspectiva găsirii unor surse de finanțare, nu neapărat guvernamentale sau locale, cât prin fonduri europene,
Aceste fonduri vor putea fi atrase cu condiția să fie proiectele înscrise în strategiile de dezvoltare. Și am o singură observație la proiectul privind apa și canalizarea în Păncești, să fie reformulat acest proiect în sensul în care să nu trecem modernizarea rețelei de alimentare cu apă, pentru că nu avem o rețea de alimentare cu apă organizată în Păncești, și să punem înființarea unei rețele de alimentare cu apă și de canalizare, o înființare, o rețea nouă, făcută după toate standardele, cu toate elementele constitutive a unei rețele publice. Astfel ne vom fi ajutați pentru a fi eligibili într-o situație în care vom solicita fonduri europene. Mulțumesc! Aș trebui să-mi dau nicio mică explicație. Pentru că așa sunt de pregătiți când nici nu știu de ce stau pe scaune. Nu înțeleg propunerea școlii vechi, actualul club a elevilor, și domnul Gheorghiț a propus și domnul Marian zice că e monument istoric și nu are voie să fie prosit. Într-adevăr, există un proiect făcut de domnul Lucar, încercat după timpul când era păstrat administrator, domnul păstrat administrator, care atunci s-au luat bani în fondul de la monumentele istorice și s-a închis capitolul de finanțare. Prima explicație. A doua explicație. Când cineva este nou, e păcat să-și gândească, că eu mă folosesc de fotografiile copiilor mei și altora care i-am ajutat și dacă vreți să vă duceți la hotărârile de consiliu local, aveți încă consilieri mai vechi, am ajutat noi acești sportivi, cât am ajutat, sau ce eforturi am făcut, cred că ar trebui să vă cer scuze. Da? N-aveți tot eu ăsta și nici nu vreau să ceea să cer scuze. No. În schimb, sunt proiecte de hotărâre, care domnul Costa, cred că ați fi destul de vreți, ca și domnul Marian, care e chiar și nelucruiosul, că de multe ori am dat 5.000 de lei, 10.000 de lei, apartamente gratis, premii, echipamente, saltele, intervenții la Dinamo, să aducă tot felul. Ceea ce privește reparația tribunii de sport. Noi ce nu facem să facem lucruri de calitate, să arătăm în fața camerei de luat vedere, că vrem să facem mai nou decât ce avem. Este pentru a 10 oară de câte ori v-am rugat, măcar să mă ajutați cu 30% de ce avem depus pentru finanțare și depuse și plătite toate, inclusiv apa, canal. Eu, oricum, dar nu am fost capat de permis, încerc să spun dacă am dat nici un dreptat. Și ceea ce țin cu cingărmația, cineva s-a grăbit, a trebuit perioada scurtă de depunere și a luat un proiect tip din la județul, nu știu care, aparate, sarsa, din la calitate. La completare, de sigea cum se vrea. Da. Aici este singura observație viabilă, dar amintesc că domnul a fost, că noi am făcut niște investiții și nu puteam minți că în momentul când s-a făcut proiectul european vine să vadă stadiul la care te află. Și acolo sunt pompe, sunt rezervoare, sunt aducțiuni de apă. Și sunt prinse strategii. Noi, dacă ne place canalizarea, cu apa putem să o suportăm din bugetul local. De așa e schimbată conducta domnului Costol. E o distanță de 4 km, mai rămâne de la biserică, de la padron, de la port, de la școala veche, până dincolo de Mazil. Schimba și am schimbat o dată. Conductă din, nu știu, PH de bus. PH. Plastic. Nu puteam minți. Păi eu i-am întâlnit în fiecare, de fiecare dată, din colegii mei consilieri, care unii mai vocali, unii mai nepregătiți, ca să vină întâi să vadă, să studieze, să verifice și v-aș ruga ca om cu experiență care a stat în, în,
în primăria Comunii s-a spus și m-am cam uitat de documentele care le-ați făcut și chiar nu prea am avut decât la câteva de comentat, să le spuneți cam cât trebuie, ce trebuie, cum e sursa de finanțare, cât trebuie să așteptăm și unde se face la ușa de finanțare. Ca cum l-ați făcut bătături pentru noi. Acum dau răspunsul celălalt. Dacă vrem să facem ceva, putem face. Monumentul istoric e lăsat de 10 ani de izvești. Pentru că la timpul respectiv nu era prins în inventarul monumentelor istorice, ci era amestecat cu tot cu bibliotecă și îi spunea clubul elevilor la tot. Acolo sunt două corpuri. Unul, biblioteca, și doi, clubul școală, care ăla e monument istoric. Ce se întâmplă? Ne-am grăbit atunci să facem ceva, când, până a venit domnul Vlase, cu mine, de-a cumpărat locuința protopoviară. Noi acolo prima tentativă a fost să facem protopoviară, cum s-a spus. E deja, cum să zic eu, citat, cum ar fi fost sala de ședințe, tot ce înseamnă funcționarea interioară, mai bine spus. Acum, că dacă vrem să facem, s-au găsit soluții, dar nu bunicul satului. Să zicem, bunicul satului, orice locație care o avem și o observație este supunerea doamnei consilier Sandu, care aș putea spune același lucru. Că hai să facem, că nu e nicio problemă. Stăm în stand-by, că am înțeles că s-a deschis acum chiar un proiect de finanțare, cum ai zis, mai bine zis, un produs de finanțare pentru reabilitarea monumentelor istorice. Așa cum a zis domnul Chiriac, care dreptate. Dacă vrem să readucem la forma care a fost, ne costă enorm, da? Și dacă vrem să dăm o funcțiune, nu avem un cadru legal. Și vă mai spune, dar spune, vă mai spune ceva. Stăteam aseară și stăteam și mă gândeam, băi, de unde să fac eu rost de niște bani acum? Că am câștigat proiectul de drumuri de exploatație agricolă. Că nu s-au schimbat, între când s-a schimbat puterea, a zis cum să pice mai mult de la PSD, culmea. Pe zona Moldovei eram eu pe locul 3, PNL-ul locul 1 și 2. Cum din cauza suprafeții agricole sau la timpe, am ajuns pe locul 1. Și trebuie 150 de mii de lei ca să pot face 6 km de asfalt, ceea ce înseamnă de la barieră de aici, de la silul nostru, până la Iosu, la Caritor, până la pod, de la Grigeanu, de la Intersecție, până la Șășcan și până podul care a fost până la European. Până puneți-vă situația mea. 2. Altă modificare a aspectele mele și cum am fost la ședința la Bacău. Cu prioritățile programelor care de finanțare a luat din salină. Nu vă spun câtă bătaie e pe acest program. Și acum intervine. De ce cei de la PNL și dau și spun cu voce tare și vă rog doamna cu camera de filmat
Chiar dacă se spăziți, domnul Chiriac, mai arătați și pe voi. Păi cred că v-am arătat, domnul. Domnul primar, nu, eu pot să vă spun niște realități, nu răutăți. A semnat scandalul cu liberalul sovietic. Nu, dar mă pricep, domnul. Aveam trecut cu camera prin fața dumneavoastră, am filmat și consilierii dumneavoastră. Vedeți și obrăceți și când sunt dumneavoastră interveniți. Ați văzut că filmez pe toată lumea. Mie puteți să-mi luați cuvântul. E treaba noastră să o filmăm. Pentru că până acum ești tu sperat ca să se leagă și partea aia. Și dacă te-ai transformat peste noapte, eu pot să-ți tot hotărâre. Haideți, liniștiți-vă ca să trecem mai departe, vă rog. Am impresia că există o respect între noi. Mulțumesc frumos, dar știți și eu și eu. Masca mea nu poate să facă. Gata, domn primar, hai să trecem. Pentru că eu am anunțat acum, și dacă s-au auzit cuvintele mele, îți vă cer scuze. Cei de la PNL vă rog din toată inima că aveți puterea de a cere banii, de a ne ajuta cu aceste proiecte. Domnul președinte, trebuie să vă... Este pentru a zice o oară când vă rog. La Angel Salini va rezista cine bate la ușă. Cine bate la ușă de la noi? Da, știu, normal. Iar dacă se ajunge până la faza de a ajunge să mi se taie cuvântul, rețineți că eu de tot asta mă duc cu dumneavoastră în sală. Și o voi câștiga. Nu domnul primar, de ce vă adresați către mine? Pentru că eu nu am voie, da, ca și televiziune, să intru în ședința dumneavoastră. Eu nu vă taie nimeni. Probabil v-ați referit... Probabil, exact, dar domnul președinte nu conduce ședința. Asta spun. Eu am zis... Vreau să trecem mai departe. Eu am zis, i-am rugat. Eu vă spun ce vă lăsați să filmezi. O să vedeți că nu taie nimeni nimic. Nu taie. Da? Am filmat. Ați văzut cât am vorbit. Au vorbit domnii consilieri, am filmat. Ei, taie. Nu spui cum sunt drept de camera. Exact. Lăsați să filmezi, nu știu. Nu ne-a spus niciodată. Eu îi plătesc. N-am spus niciodată, filmează aici. Da. Lăsați-l și facă treaba. Nu. Tocmai trecusem prin față. Am stat. Păi dar domnul primar. Am stat cu camera pe dumneavoastră. Eu știu că sunteți supărați, nu știu pe cine. Dar nu vorbați de noi. Asta vreau să spun. Nimic. Deci n-am. O să vedeți, o să aveți filmarea asta pe altă dată. Mare surpriză, vă zic. Surpriză. Să iau emințarea. Da. În fine, mai discutăm. Asta am să spun, Costin, că mă rog, de când dreapta e la putere, să mă ajute să câștig niște fonduri. Mi-a promis domnul Gheorghiți că mă ajută. Domnul primar, la fiecare ședință faceți la fel. Veniți aici numai cu sămânță de scandal. Adică cum? Oamenii ăștia poate să filmeze un județ întreg, când vine la Sascot nu vă convine dumneavoastră. Dacă vreți imagini, dacă vreți imagini și dacă aveți respect pentru cetățenii care v-au votat, de ce nu veniți cu hotărâri în Consiliul Local să plătim la oamenii ăștia contractul să vină să ne filmeze legal? De ce? De ce îl lăsați doar pe Marian să plătească din buzunarul lui? De ce tot județul poate, domnule, numai la Sascot nu se poate? Ne uităm și noi. Domnul primar.
primar, ne uităm la toate cele din județ. Nu lăsați să fie difuzate. De ce prima? Degeaba că suntem primării. Le-ați dat vreodată. Ați lăsat cu casete la dispoziție. Dar nu vă roagă de acolo din Italia, vă făcut atât de a plânge de ani, de zile. Din respect pentru cetățenii, domnule, care v-au ales. Două cuvinte să spunem. Nu e productiv deloc ce facem și pierdem timp. Am o replică pentru domnul primar, în sensul în care acel sistem de alimentare cu apă la Pâncești, în formă legală, nu există, este doar un sistem improvizat. Apreciez faptul că s-a încercat, în disperare de cauză, să se rezolve problema sub aspectul cantității de apă și a calității apei, dar sunt încercări de rezolvare. Cum să vă spun, pompieristice. S-a forat un puț, s-a mai forat încă unul, conductele s-au montat, dar rețelele sunt interconectate, trec prin grădinile oamenilor, sursele nu sunt controlate, sistemul nu este autorizat de către DSP și așa mai departe. Un sistem nou înseamnă sursă, înseamnă distribuție, înseamnă adopțiune, înseamnă apometre. Asta înseamnă sistemul nou. De asta am insistat să reformulăm acel proiect. Pentru că nu se știe, la orizontul la 7-8 ani de acum încolo, când se va ivi ocazia pentru a putea fi accesate niște fonduri condiționate de înscrierea proiectului în strategia de dezvoltare. Privind clubul elevilor, din fericire sau din păcate am mai multe informații decât colegii din Consiliu. Într-adevăr s-a făcut o intervenție pe acea clădire. Este monument istoric, școală Spirul Haret 1902. Da. Există în lista monumentelor istorice, a fost și înainte, este și acum. Intervenția a fost făcută înainte de 2008, fără să se țină cont că este monument istoric, fără să se aibă la dispoziție un proiect aprobat de Ministerul de Cultură. Lucrările au fost stopate de către Ministerul Culturii și la data respectivă am fost acționați în instanță și am plătit chiar și amenzi pentru treaba aceasta. Lucrările au fost sistate în 2008, au fost facturate vreo 4 miliarde și ceva la data de atunci și achitate integral. Într-adevăr, singura modalitate de a repune în circuit această clădire este readucerea la starea inițială, schimbarea acoperișului, schimbarea încadramentelor, compartimentarea din interior trebuie să corespundă cu ceea ce a fost înainte. După care se poate trece la întocmirea unui proiect avizat de către Ministerul Culturii și intervenția pe obiectiv ca monument istoric. E o problemă care depășește, cred, capacitatea financiară a comunei în momentul de față. Poate să stea în atenție pentru anii următori. Important este să nu se dărâme zidurile, să se ia niște măsuri de conservare cât de cât, astfel încât să mai avem ce renova peste 2, 3, 4 sau cât o fi posibilă această renovare. În rest, strategia mi se pare bună, este un document programatic și pragmatic, pot să spun, și trebuie să o votăm pentru că prefigurează viitorul comunei peste niște ani care cred că va depăși mandatul nostru de consilier local sau în administrația publică. Putem supune la vot, stimați consilieri? Vă rog frumos să supunem la vot în acest votul pentru proiectul de hotărâre numărul 3. Împotrivă? Abțineri, vă rog frumos? 15 voturi pentru, fără abțineri, fără voturi împotrivă. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al comunei Sascu, județul Bacău. Comisia numărul 1, vă rog frumos, dacă aveți. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Vreau să supunem la vot proiectul numărul 4. Cu E vorba de cei 2070 de metri pătrați din Bâncești. Da, cele două modificări la acel proiect, că nu știam exact ce e personalitatea juridică, dacă a fost sau nu a fost donat în Comisia de Fund Funciar și am înțeles că a venit modificări, da? Supunem la vot proiectul numărul 4, vă rog frumos, voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 15 voturi pentru, fără abțineri, fără voturi împotrivă. Proiectul numărul 5, proiectul de hotărâre prin modificarea hotărârii Consiliului Local 46 din 2020,
privind concesionarea spațiului în suprafață de 293 metri pătrați și 612 metri pătrați teren aferent construcției în locația fostei școli primare Conțești, cu scopul desfășurării unei activități sociale non-profit în interesul îngrijirii persoanelor bătrâne. Comisia 1, vă rog frumos. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții la domnul Marian Chiriac. Domnul consilier, de 4 ani de zile, tot scot în evidență acolo acea clădire, acel spațiu, care până în momentul de față, până azi, acel spațiu a fost ocupat abuziv, cu acordul cuiva, cu autorități, nu știu, cu 2008. Da, nu, nu, de 4 ani. Nu. 18, 19, 20, 21. Bine, nu 3 ani și 9 luni. Acolo am făcut niște demersuri către Ministerul Învățământului să poată, da, să poată concesiona acel teren. A venit, într-un sfârșit, într-un final a venit acea defalcare de imobil, în care a rămas o parte către Consiliul Local, ca Consiliul Local ca să fie votat, să fie să avem nevoie, și o parte pentru a-l da către al închiriat și al concesionat. Și vreau scos în evidență. Acolo sunt în 1000 metri pătrați, 260 ceva în locație și 26 de ceva... 293 cu 620. 600 în exterior, am înțeles. Eu vreau scos în evidență că acolo acel spațiu este ocupat aproape 100%, nu 60%, nici suprafața nu se respectă. Dar totul să fie scos și tras, dus către concesionare. Și ce-am văzut de acolo, am văzut că e non-profit. Mirava și acolo să fii non-profit aceea asociație, că văzut că se încasează. Încasează cu șapă, un pic care văd de acolo, chiar și oameni văd acolo, dacă ia 8-9 milioane peste, diferența până la 20. Deci nu te spune că acolo chiar că e fără profit. Am înțeles că acolo avea niște cheltuieli, văd că de-aia chelul a adus și bani pe lumină și bani pe curent, dar eu am spus că nu se va respecta metrii pătrați a cei care sunt acolo. De asta vreau să țin scol la concesionare sau indiferent de chiriere, sub ce aspect o să dați acea suprafață pentru acest ONG, care eu vă spun că nu este ONG, este SC, sigur. Așa țin scol și suprafețele alte care le ocupă abuziv. Ori să le pune și pe aceea la parte, să se le plătească, iar dacă se libereze, în afară de votare, până acum s-a văzut, 4 ani de n-au nevoie de spațiu decât doar la votare, și în rest putea să fie absolut tot ocupat de acea persoană. Dar dacă tot îl ocupa absolut aproape 3 sferturi sau poate chiar 90%, să fie pus la pat la 90%, dar să plătească ca și spațiu, cât îl pun în piesa, să plătească cei 200 metri, să plătească 400 sau 300 cât ocupă. Da, să domnul apostol Parcani. O scurtă intervenție și o sugestie pentru doamna secretar. Schimbați, vă rog, denumirea. Sună urât persoană bătrână. Da, puneți, asta am spus și puneți eu. Vârstnice, puneți orice. Persoane bătrâne, parcă sună de data de șeu. Și doi, o chestie formală, pur și simplu, la contractul de concesiune, că bănesc că asta urmează, să se atașeze un plan de situație, un plan topo, care să delimiteze exact suprafețele ocupate și care să identifice clar în teren ceea ce se ocupă. E o chestie formală, chiar dacă se extinde informal activitatea și mai mult decât este în contractul de concesiune. Nu, nu am văzut-o de asta. Nu, este și-a văzut că sunt la vot în Consiliul Local în momentul în care s-a aprobat schimbarea destinației școlii. N-am avut acces la informații. Acum n-am văzut-o și am zis că e bine pentru protejarea persoanei respective. Da. Și documentația a fost făcută de un consultant și a fost trecută prin Consiliul Local. Supunem la vot proiectul respectiv, vă rog. Dacă mai aveți ceva? Eu am. Domnul Lucian, așa zic că supună la vot. Non-profit. Este reput. Așezământul bătrânilor. Așa îi spune acum. Și de acolo ne-am luat și noi cu bătrânii. Ce puteam să spunem? Găsim o formă. Persoanelor vârstnice. Voi spunem, da. Că e însuși societatea asta. Așezământul bătrânilor. Căminul bunici. Stai. Chiar când am făcut
Doamna profesor, intervenții la minister, noi am depus toate documentele și când am prezentat proiectul în Consiliul Local, există schița, pentru că dezmembrarea a fost făcută exact la intervenția tot la România, cu intrarea ministerii. Atât am spus. Supunem la vot, vă rog frumos, proiectul privind modificarea hotărârii Consiliului Local privind concesionarea spațiului din incinta școlii primare Sascu. Voturi pentru, Panțești. Voturi împotrivă. Abține. Și ca să nu ziceți că am făcut o influență, vreau să-i mulțumesc domnului Maria, pentru că cu această ocazie am recuperat și banii care erau datoria de acolo, după timpul 2017-2018. Că până atunci a funcționat la fabrica de zahăr și forța majoră că i-a dat afară din bătrânia, când erau 5-6-7, a fost un pas pas pe ora. Și nici nu puteam că se schimbau vremurile și era ba doamna Coșa Petric, da, domnul Igor, ba domnul Zer, și ne-am amenințat că i-a dus în fața primăriei, pe acei vârstnici poftim și au în fața prefecturii, că din lucru toată lumea plină. Așa vor. A schitat banii, a schitat fiscală la aia vreau să... Să trecem mai departe, proiectul hotărâre. Dacă mai aveți completări, mai aveți ceva? Nu. Numărul 6. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea de Consiliul Local numărul 14 din 26 februarie 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Sascu, județul Bacău, pentru mandatul 2020-2024. Este vorba de un proiect, un amendament al domnului consilier Maria Chiria. Dau cuvântul. Da, despre ce este vorba în acel amendament? Să ne explicați. Maria Mamară, comisie la comisie, coincident cu doamna director Sandu, după ce s-a convocat și acțiunința de ora 8 sau 9.30, mișcările acolo care s-au făcut, noi am fost până la urmă trecuți absent, toți cei de la PNL, în care ni s-au diminuat și diurnă. 600, cum vreau să fac 400 sau 300. Dar nu ai fost la ședință, pentru că metoda asta, modul asta de calc, metoda asta de calc care a fost acum, a apărut acum pe nou cod administrativ, în actualul ROF, și am votat-o tot așa, noi atunci am votat-o. N-am votat la metoda de calc. 2020-2021. Da, păi acum, pe acum a fost votat. Codul fiscal, da. Acum a fost, da. Și de asta am revenit acum, dar să vină, este voie și am revenit la forma veche, ca să fim neapărat să prezenți la o comisie, la o ședință de Consiliul Local, la o ședință de Consiliul Regional și se poate numai să mai facem formula de calcul în care trebuie să simplifică și atâtea. Este mult mai comod și mult mai bine așa cum acum. Nu forțează bine și la ședință ordinară, și la ședință ordinară, și la comisie. Așa că puteți să înțelegi la o ședință ordinară în care se votează mult mai mult chiar văzătorii Consiliului Local mai bun, că la o ședință din Comisia la o ședință și la o ședință extraordinară. Comisia 1, vă rog frumos, ce părere aveți? Favorabil. Da, de acord. Favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Supunem la vot, stimați consilieri. 15 voturi pentru, fără împotrivă, fără voturi împotrivă, fără abținere. Trecem la proiectul numărul 7, un proiect de hotărâri privind aprobarea contractării și sau garantării unei finanțări rambursabile interne sau externe în valoare de 463.000 de lei cu TVA inclus pentru achiziția unui buldo excavator. Comisia 1, vă rog frumos. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Alte discuții, dacă sunt cu domnul Ilie Gheorghiță și domnul Apostol. Domnul Ilie Gheorghiță, mă spun. Un buldo excavator, cred că suntem toți convinși că este absolut necesar să-l avem în dotarea poate s-a scut. Din câte știu, ieri pe aici s-a discutat și am înțeles că a fost achiziționat în regim secundent cel care l-am avut
deși eu știu că a fost nou-nouță, dar a luat toate utilajele. Dar, în sfârșit, mă gândeam că spunea domnul Vici că e vorba de o rată lunară de 5.000 de ROR. Nu? Da? Da. Pe perioadă de cât? Nu iese mai mult de 5 ani. Dar noi am socotit și nu prea iese, cred că e undeva la 10.000. Adică am două. Nu face nimeni arată. Și atunci, nu era bine ca acest Vuldo care îl are primăria în dotare să-l... Și așa am înțeles că ăștia sunt pașii următori, să-l fi vândut, recuperam o sumă de bani din vânzarea lui și atunci ne păstra mai puțin rata lunară, pentru că așa cum am discutat noi ieri pe comisii, am înțeles că la doamna contabilă bugetul este, parcă chiar și dumneavoastră, a spus buget de supraviețuire și nici nu mai avem de unde să mai facem alte investiții. Și atunci înseamnă că ne-am încărcat cu o cheltuială în plus. Mă gândesc că ar fi bine dacă întâi l-am vinde și pe urmă am achiziționat. Sau puteam și până acum să-l vinde. Cel mai bine eu zic că e buyback-ul. Nu avem nicio situație. Nu mai e. Da. Asta Buldo excavatorul aflat în exploatare la primărie în momentul de față a fost achiziționat nou în decembrie 2008 și a dovedit utilitatea de a lucra la anumit. N-am înțeles. Nu. Vă aduceți aminte de episodul la Tosas. Mai mult nu vă spun. Și de atunci și-a dovedit utilitatea în toate lucrările de intervenție, în spațiile publice, pe drumuri, la dezăpeziri, de colatări, șanturi și așa mai departe, sau la alte lucrări. Era normal să atingă un grad avansat de uzură după atâția ani, având în vedere regimul de exploatare și este normal să se dorească a fi înlocuit. Doar îmi pare rău când este doamna contabilă aici să o întreb cu cât crește gradul de îndatorare al bugetului local, având în vedere că după împrumutul de 1.600.000 de lei aprobat de către Consiliu, s-a atins gradul maxim de îndatorare, cel puțin așa am citit în procesul verbal al ședinței respective, dacă Comisia de avizare a împrumuturilor va accepta depășirea acestui grad de îndatorare. Și doi, dacă se achiziționează în leasing, mi se pare o procedură modernă și derulată pe mai mulți ani, care va pune mai puțină presiune pe bugetul local, dacă are sau nu valoare reziduală. Deși ar trebui să răspund cu semn de întrebare, că întrebarea a fost pusă contabilului șefe, care nu este aici. Dar răspund de respect. Acel Buldo excavator vechi, la inițiativa mea, l-am blocat și l-am socat pentru eventuale piese de schimb, cu o singură piesă de schimb, costă cât 6-7 rate lunare. Doi, la chestiunea asta de 5.000 de ROR pe lună, mi-am făcut niște calcule că pe jumătate de lună putem încasa această sumă din diferite activități. Și dăm voie să spun că nu am luat un bănuț în plus fără comisia de avizare, pentru că am două aprobări, unul la Patria Bank, tot de 1.600.000. Între timp s-au deșteptat puțin cei de la Ministerul de Finanțe și au venit ei cu intervenția promotului cu o dobândă mai mică și legiuitorul spune să iau unde îți va mai puțin ca finanțare. Și o să iau și pe aia de la Patria, anunțându-l la timpul potrivit pentru ce îmi trebuie. Și pentru că de mult tare n-am mai stat de vorbă cu tine. Am invitat pe prietenii mei din stânga de aici, chiar dacă îți de dreapta.
eu cunosc cu aparatul tot de filmat și filmează proiectele care stau în numărul de 21. Vezi valoarea, vezi pe unde stau, măsurile s-au schimbat, ca și cum faci inclusiv apă. Prima dată cu safirul, după aia NR-ul, după aia... Nu știu dacă se fac și gradul de îndatorare. Nu, gradul de îndatorare e cu ceea ce privește buldozerul, aproape 2% din total buget. Și știi acum cam care e bugetul local, 52% și vezi unde se ajunge suma, în afară de asta. Eu am întrebat de valoarea reziduală de ce? Pentru că dacă valoarea reziduală este mare și nu este împărțită în ratele de leasing, ratele într-adevăr devin mici, dar valoarea reziduală la încheierea contractului este mare. Și atunci acum, trebuie să gândim și la asta. Acum, e, cum să zic eu, marea mea bucurie și trebuiam să stăm la rândie într-o săptămână vin. Și vine iarna. Și vin probleme. N-am negat utilitatea. Este foarte bine că v-ați învățat. Dar ideea de azi, care am pus-o în ședință, a devenit urgentă pentru că e o necesitate. Care toate cheltuiala se scoate într-un timp jumătate din ratele stabilite, adică scoatem banii ăștia care le costă. Să știi că există acea comisie de care tu ai vorbit, care nu îți permite eforturile ca să depășești. Știe, nu mai pot probleme. Să știe, știe, îi explic. Dacă mai sunt, dacă mai sunt, nu. Supunem la vot, vă rog frumos, proiectul pentru achiziția puterii excavatorului. Voturi pentru 15, voturi împotrivă. Nimic. Nu se abține nimeni. Să trecem la numărul 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui imobil situat în intravilanul comunei Sascu, aparținând domeniului privat, comunei Sascu. Comisiile. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil cu discuții. Favorabil cu discuții. Comisia 3. Favorabil. Discuțiile, vă rog frumos. Comisia 2, discuții. Vă ascultăm, domnul Valentiniac. În ședințele, în ședința de comisie, de domnul consilier Ionache, să mi se aducă contractul de concesionare, atât pe suprafața de 1000 de metri pătrați, cât pe suprafața de 492 de metri pătrați. Am avut ajutor adânc cu suprafața de 1000 de metri pătrați, care și acolo sunt niște modificări, dar dacă domnul primar și le asumă, sunt de acord, acolo nu sunt împotrivă, dar în schimb este restul de suprafață de 492 de metri. Pe aia de 1000 de metri sunt de acord, nu mă opun. Este suprafața lui, are casa acolo, chiar aș și promis dacă dă datorile, contul mâine. Nu am probleme cu ea, eu am primit cealaltă. Suprafață de 490 de metri, care acolo nici nu are contract. Mi-a arătat niște hârtii, eu nu le... Nu vreau să mă arăt pentru că, de văd, este hârtie. Acolo apare ruptură undeva, nu se vede modificare. Păi aia nu sunt. Eu vreau să știu dacă cei care sunt 490 de metri, ce, cum îi putem da un concesionar, dacă a plătit, în urmă, cât a plătit, pe numele cui a plătit, dacă a fost concesionat, s-a fost concesionat, a fost niște date care nu sunt în regulă și care nu pot să asume votul pentru a da această față pe 90. Toate când vin lui, el le-a ținut, nu o să ia nimeni pământ acolo, dacă mai stă cu 100 de ani, toate la să aibă acolo terenul, dar nici nu poate să fie obligat, să obligat să trebuie să se merge, să se zică, mă, la pas, eu sunt pistian, să fiu întrebat de ce e dat acel teren, dacă a fost la cuiva sau nu a fost la cuiva, pentru că nu văd contractul concesionar. Deci pentru suprafața eu nu o să fiu de acord ca să se voteze. Nu este suprafața de mine de dat, i-am promis, sunt de acord cu el, nicio problemă. Și aș vrea să dau ceva. Da, domnul Ionel,
Am discutat cu colegii și aseară în comisii și în ședința noastră și astăzi. Cum a spus și domnul Marian Chiriac, domnul Ionachi locuiește acolo de atâta timp, ar avea și un drept de uzu capiune. În schimb, văd aici un act adițional de prelungire a contractului de concesiune și spune că acest act este un act adițional bazat pe contractul de concesiune numărul 2402 din 24.08.1996. Aseară, domnul Marian Chiriac a solicitat o copie sau să prezinte acest contract inițial. Noi nu suntem contra să votăm pentru, dar atâta timp cât acest număr nu se regăsește în documentele, nu are un contract de concesiune cu acest număr, avem un semn de întrebare. Asta am vrut să spun. O să răspund la numele întrebări? Poate le adună mai multe. Haideți, dați-mi. La fel cum au afirmat și colegii mei, reiterez și eu dreptul domnului Ionache de a beneficia de prevederile legii privind cumpărarea terenului pe care a fost stăpân 25 de ani. Ce neclarități sunt? Din documentele puse la materialele de ședință, deci numai pe ele vorbim, dacă mai sunt și altele, neavând cunoștință de aceste alte documente, nu ne putem pronunța. Dar din documentele puse în documentele de ședință, materialele din spatele proiectului de hotărâre, lipsește acel contract de concesiune. Nu l-avem. În cererea dumnealui se face referire la o suprafață de 1000 de metri pătrați. A scris-o cu mâna dumnealui. Urmat de un act adițional cu completarea terenului de la 1000 la 1492 de metri. Printr-un act adițional. Actul adițional a fost semnat în data de 30 august 2021 cu număr de la primăria Sascut de către domnul viceprimar Apostol. Ciudățenia este alta. Cum de a apărut suprafața de 1490 de metri pătrați în certificatul de urbanism din 1996 și în autorizația de construire a casei din 1996? Adică dacă a fost contractul de concesiune de 1000 de metri și care trebuia să stea la baza dreptului de execuție a lucrărilor și a emiterii certificatului de urbanism, cum s-a ajuns la 1492 de metri, deși în momentul acela nu exista niciun document de 1492? Mai departe, ni se prezintă o copie la un ziar, ca și cum primăria s-a ascult în 96, ar fi organizat o licitație pentru o suprafață de 1400 de metri pătrați în apropierea Icilului. Doar că, ce să vedeți, în anunț se face referire la data desfășurării licitației 19 aprilie 1996, iar contractul 2204 a fost semnat în 24 august 96, adică o lună înainte. E o derută completă. Poate nu avem toate documentele, poate nu sunt puse toate cap la cap. Dumnealui a venit cu ele astăzi aici în ședință, timp să le vedem, să ne analizăm. Nu există. Și avem două variante. Dacă nu se clarifică situația, votăm împotrivă sau amânăm proiectul până când se clarifică din punct de vedere al documentului. Mulțumesc. Rugămintea mare este să-mi acordați timpul necesar. Și răspund la orice fel de întrebare, vin cu documentul, eu nu mai solicit a doua oară lucrul ăsta. Este un drept al meu. Vreau să plec în primul rând la proiectul de hotărâre care a fost în 2019 și vă rog să vi-l pun la dispoziție. Deci ce este în spatele acestui proiect? Este exact ce s-a pus și în spatele proiectului meu. Deci mie mi se cer lucruri suplimentare. Nicio problemă. Am venit, mi se pare de bun simț să vin să explic colegilor ca să nu fie suspiciuni. Trec mai departe. Deci domnul Apostol a spus, eu răspund întâi domnului consilier Apostol. Uitați, am și anunțul care a fost pus atunci în 96 și în care se spune că trebuie să scoți certificat de urbanism înainte. Deci nu puteți participa la licitație dacă nu aveți certificat de urbanism. Așa prevedea legea.
uitați, asta mi-l pun că spui studiu acum. Și puteți să-l dați mai departe la colegi. V-ați spus ce am avut la dosar, nu ce-mi spus. Dar nu este asta mea. Dar da, ca e a mea. Dar uitați-vă la celălalt proiect. Dar asta e cine și cu aminunața în spate toate. Ia vedeți, găsiți acolo proceduri de licitație. Puneți în spate toate documentele, să vă ajute să vă rezolvați problema. Trebuie să vi se ceară, să vă le puneți dumneavoastră. Eu am aceleași drepturi și obligații ca toți. Nu le-a contestat nimeni. Pe atunci, dacă la toată lumea, 200 de vânzări au fost tăcute pe suprafețele din concesiune și nu pe suplimentări din astea obținute frauduloase. Dar nu s-au obținut de dumneavoastră. Ia uitați-vă aici, contract original, ambele contracte. Haideți ca să... Dar citiți-l pe ăsta, vă rog, arătați-l pe ăsta. Asta din 30 august. Da, uitați aici, de unde ne vine numărul ăla? Dați un pic. V-am spus, știm și cap. Și vă deschid la fiecare, vă răspund la fiecare întrebare. Deci, uitați aici, de unde ne vine numărul ăla? De la certificatul de urbanism. Uitați-l. De la noi, ce are noi? Prima se 20. Da, de unde se vede? De la 402. Uitați, 420. Uitați de unde vin, la certificatul de urbanism. Dar le fac din 220. Da, și dacă doamna secretară a trecut la trecută și a pus 2020 în lotul 2021, să-i luăm cap acum? Păi nu, dar acolo scrie 4402. Da. Și aici e 2420. Nu știu ce am luat contract. Deci contractele, primul, lăsă originale, uitați că le-a luat la cameră, ambele contracte cu ștampilele originale, deci nu sunt copii, nu, și vi le arăt dumneavoastră. Vi le-am arătat odată și vi le-am arătat. Imediat. Păi da, e luat din arhivă. E luat din arhivă că am bătut drumuri, la nimeni n-ați cerut la cei 200 de cumpărători, n-ați cerut la nimeni. Le-aveau, le-aveau. Să vedeți că n-avea niciun. Uitați la ședința anterioară. N-ați cerut la nimeni contract. Mi-l cereți mie. Putchițele. Sunt. Vânzările s-au făcut pe suprafețele din contractul de concesiune. Lăsați-mi duc în discuția până la capăt, după care puteți să-mi adresați o oameni și vă răspund. Deci vreau să dați la cameră să vedeți că sunt două rânduri de contracte, cu două rânduri de semnături, pe ambele suprafețe. Contracte, da? Uitați acum și chitanțele. Și cu semnăturile pe alta. Nu mai mutați cu din astea. Uitați aici. Și la cameră, lotul numărul 2. Chitanțele Ienache Neculai, Ienache Neculai. Deci eu cum puteam să plătesc domnul apostol? Lotul 2. Spuneți-mi și mie. Cum puteam să plătesc? Dacă e fals. Eu aveam un bilet de 20. De cine aveți dumneavoastră și le are și domnul? Nu este problema mea. Dar cui? Eu am pus la mapă exact ce mi s-a cerut. Da. Deci eu am pus la mapă exact ce mi s-a cerut. Este un proiect propus de domnul primar. Terminați ce aveți spus, domnul Enache. Dar lăsați-vă studiile până la capăt. Deci asta da, e. Deci, documentele trebuie să regăsească mapa fiecărui coleg, domnule, ca să poată vota. Dar uitați-vă aici, un caz similar, la cele 13 loturi. Vedeți dumneavoastră alte acte? În plus, ceea ce am adus eu azi, de ce sunt tratat cu discriminare? Eu vreau să-i pe concesionarea. Da, da. 1.000 metri, bun. Vreau 1.000 și dacă sunt 400, aici e problemă. 400 metri. Deci, la diferența de 490 de metri. Deci, el la comisie. El la comisie. Nu mi-e nicio problemă, nu se are. Data viitoare la prima ședință trece proiectul. Dar de ce nu dați voi și mie? Eu am întrerupt pe cineva. Lăsați-mă să duc ideea până la capăt. Asta este. Deci terenul ăsta, eu am plătit pentru el taxe și impozite pe toată suprafața. 1.490 de metri. Dar de ce ai făcut cerere pe 1.000 de metri? Da? 1.490 de metri, da? Toate taxele și impozitele la zero, da? Cum a cerut? Atunci unde mai este problema? Spuneți-mi unde mai este problema. Ce să mai arată? Vrem să depășim un pic acest... Da, este un proiect propus de domnul primar. Ascultați-l un pic câteva minute, vă rog frumos, ca să depășim momentul ăsta. Iar trebuie să vă zic că la fi mai cu experiență, mai în vârstă, să fiți mai înțelepți. Trebuie să vorbiți
de la cele două arhe care le are din concesiune, de perioada de achitare a întregii suprafețe în perioada de 25 de ani și 2. De ceea ce am aprobat noi în Consiliul Local cele 13 locuri de casă, pe care eu n-am putut să fac un loc de casă, documente, că am găsit numai copiile, la, nu vreau autorizație la urbanism și celălalt, și acum caut, spunem unde le-am găsit, că au dispărut cu bune intenții și n-a dispărut autorizația care era concesiunea de 1000 de metri. A dispărut doar eu. Nu bănuiesc pe mine că n-ar fi corect din punctul meu de vedere. Acum, ce vă pot eu ruga? Vă rog, să nu mă acuzați de mare prietenie cu domnul Marisenar. Doi. Îi se face o neregulă sau o nedreptate. Care este nedreptate? Dacă unii dintre noi am cumpărat bune credințe cu aprobarea Consiliului Local, pe suprafețele care le-am achitat timp de 25, acolo nu există nicio greșeală de anunț cu întârzierea de o lună. Domnul Apostol Patrie n-a studiat din legea 50, că în 1996 era solicitată întâi certificatul de urbanism să fie omul de bani să facă casă sau ei câștigători pe suprafața respectivă. Ceea ce nu mai știți dumneavoastră, terenul ăla, prin intabularea de venit proprietatea Consiliului Local s-a spus că nu dă de la Icel Bacău. Eu n-am nimic cu nimeni. Și așa cum vă speriați fiecare să nu plătiți în viață sau să nu fiți condamnați, eu, fiind în viață, vă dau cuvântul meu de om, că cele relatate acolo sunt corecte și adevărate și le întâlnesc și prin semnătură, dacă e cazul, numai notariat în fața notarului. Că eu nu pot acum primarul la mandatul nu știu care să revin la documentul ăla de recunoaștere de data, de a da o declarație notarială că e semnătura mea pe ambele contracte, pot să o fac oricând. Prima gândire. Mă bucur destul de mult că am puțin discutat din punct de vedere administrativ. Și acum adresez o întrebare. Sunt două chestiuni care le putem face iară. Una foarte legală să le aprobăm suprafața de 1000 de metri și una mai legală suprafața de 1480 cu rezerva, da? Ca acele documente să fie legalizate de către notariat prin semnătura de recunoaștere a mea. De ce spun acest lucru? Pentru că suprafața este închisă integrală. Suprafața în această perioadă de 25 de ani n-a fost revendicată de mine. Orice s-ar întâmpla, intervine prescrierea și ca să umbli pe pământ, indiferent fie Nachie, că Gheorghiță, fie Răuță. Eu, din cauza că n-am avut copia de la autorizație, vă rog să verificați, am făcut numai pe un lot, cu toate că data mea ce-a dat și mie angurile, dar eu n-am găsit copia cauza că care este și am dispus să se caute în toată arhiva. Dacă nu, cred că o găsesc la notaria când am ne-a făcut data înainte de deces în 97, că toată averea de acolo ea mea și acolo trebuie să o găsesc. Oameni buni, vă mai spun ceva. Nimeni nu se joacă cu ele. Eu nu pot vorbi și nici acuza pe mine, dar ghetul Bosan pentru 500 de lei a făcut pușcării, toată lumea cea că a băgat la mulți la pușcării. Nu l-a băgat la mulți la pușcării, s-a băgat singur. Pe un conflict de interese, vă dați seama ce înseamnă
o chestie de genul ăsta, un fals, uz de fals, adică fals interes, fals, uz de fals, se duce cu 10 ani în urmă. Se prescrie faptul, dar este o faptă penală, care până acum n-a fost revendicată nici solicitată la ceilalți. Să nu credeți că toți ce au cumpărat până acum, chiar a fost așa pe păbușe de cuțuri și o spun în camera de luat vedere. Dar gândindu-mă la oameni, la copiii oamenilor, într-adevăr, acolo au fost niște discuții care ne mai țin o minte. Na, au trecut acestea ani de atunci. Dar sunt ferm convins că plata întregii suprafețe acoperă exact articolul la care noi ne-am prevalat când am văzut și celălalt cei și producători de casă și garajele și tot. Marius era un tip, na, rău din gură. Marian la fel, au fost niște jinii. Dar v-am zis, am curajul ăsta de a merge în fața notarului, să dau declarații, să recunosc acele semnături. Modificări, domnule. Modificări? Deci modificări pe original. Atenție, modificări. Modificări. Și eu trebuie să lansez, să vă cunosc. Da, atunci, eu nu vreau să mai lansez o altă discuție. Da. Că e suficient ceea ce vă zic. Sunt greșeli la care extravilanul și intravilanul vor fi perfectate imediat de către oficiul de cadastru Diogo Silva, care va fi întâi posesie 3 ani de zi, după aia proprietate. Cine nu știe ce înseamnă rău, să nu-l facă, dar nici să nu-l aibă. Pentru că am văzut în intervenția domnului Apostol, domnului Ana, și chiar la dumitale, el a făcut tot ce efort de a cita toate dărurile la primărie, acum s-a spus, are certificat cu zero. Și eu nu sunt susținător al lui Marius Senache, atâta timp cât copilul meu a fost condamnat, cât a fost alertat între mine și el în toate campaniile, dar dacă am creat un drept pentru ceilalți, legal, repet, legal, trebuie să respectăm și același drept și pentru el, indiferent cine ar fi. Eu sunt timp cu voia mare și spurcat. Am trece mâine. De ce îmi trece mâine? Pentru că și dacă nu treceam ce am avut, sau dacă nu trece ce am, mâine nu mai avem cu cine discuta. Am văzut întâlnit pe Nicoara, dar eu știi că îmi la el. Dar avea dreptate. Că prea de multe ori vreau să vă explic înainte, ca să încercăm mai puțin. Doar asta, asta e intervenția mea de foarte multe ori. Și uite, asta e greșeală, e tupeu, că eu sunt invitat, într-adevăr, domnul Gheorghiță, la ședință, dar pentru cei care nu cunosc, fu problema dacă, de exemplu, mă lăsați cu Buldo, nu mai înțelegea toată lumea. Dacă mă lăsați cu Marius Senache la început, înțelegea. Prin semnătura mea, pe care știți că responsabil de proiect sunt eu. Da? Eu m-am făcut propunerea Consiliului Local. Prin semnătura mea, dacă vreți, dumneavoastră, dacă ați făcut proiectul, l-ați adus incomplet și datorită faptului că a fost incomplet, i-ați creat omului ăsta... Nu, am dat lui dumneavoastră. Acum, să vă mai dau o chestiune. Este la legat că a plătit de atâția ani de zile, 1490. Dacă nu se regăsesc documentele astea, da, poate dacă îi dau acolo, dacă să le luăm, acum, astea trebuia să găsească. Astea trebuia să găsească. Eu zic, e interesul cursului. El a greșit față din Maria. Adică să nu vă ducem până mâine dimineață. Noi, în situația de fapt, toți avem interesul să-l ajutăm pe colegul nostru. Vrem să-l ajutăm pe colegul nostru, numai că între ceea ce se regăsește aici, degeaba ne arată colegul mare de zigătini. Colegii toți de aici pot vedea noi pe baza a cine arată colegul acolo sau pe baza a ce avem în documente putem vota. Deci atunci putem face altceva, nu mă asta e problema. Hai,
tot dumneavoastră spuneați mai târziu, s-ar putea să-l întrebe cineva și documente și nu le are. Atenție un pic. Dreptul de premențiune este rău, domnul Ierarhie. Putem mai aproba 1000 de metri pe care ziceți ca plătit-o, pentru 400 de metri studiți. Și din instant, dacă credeți că se vine aparat. Deci problema se pune la al doilea contract. Ce Dumnezeu? Deci nu se putea concesiona cuiva atunci 400 de metri. Eram în același lot, la mine, da? Vin cu chitanțele, dar eu am chitanțele că am plătit și pentru lotul 2. Unde-i problema? Administrația apostol, ce spune? Dacă ăsta spune... Contractul nu chitanță, așa mă va pus păi să plătesc, Da, domnule președinte, vă ascult. Mă lăsați să vorbesc eu, domnule. Dar vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc eu. V-am ascultat, nu v-am întrerupt. Deci pe acest contract care tot se discută din el, vreau să-l am la cameră, scrie lotul numărul 2, da? Pentru să ascultem și pentru dumneavoastră că-l dau la mână. Bun, pe chitan ce scrie clar, că e la eu ceea ce imputat lui să o semnez eu cu tot o exprimare. Dar eu sunt foarte corect cu dumneavoastră că în perioada administrației Bostan mi-a dispărut autorizația, dar nu exemplarul 2 și 3. Și în certificatul de urmanență. Acum, pun o întrebare rușinoasă. Îmi pare rău că Costel nu intervin. Dacă a plătit 20 și 5 de ani, primăria a încasat acești bani.
Cine avea interesul să verifice când încasezi niște bani la un om cu drept sau fără drept? Prima întrebare. A doua întrebare. Dacă a dat Dumnezeu și a trăit până acum și recunosc ambele semnături, dar ambele schițe, module sau cum vreți să le luați, amplasamente 1 și 2, și să face trimitere către 1 și 2, și plătește 25 de ani, după 25 de ani, la 13 numărul dracului, le dai dreptate, încă la vreo 200, le dai dreptate și nu-i dai, nu-i dai dreptate lui Marcu. Acum, trec la problema așezământului bătrânilor care ne chinuim cu amenzi, cu tot ce e, tot dintr-o cauză de orgoliu, de comportament, de tot ce vrei. Și eu nu pot să-mi cer scuze în fața camerei, față de domnul Ungureanu. Le accept. Dar dumneavoastră nu-i prea le accept, dar dumneavoastră a produsat o greșeală în fața mea, ca și eu accept. Dar ei, dacă cumva, le nu se spune. N-a zis nimic, doamna. Eu nu am zis nimic. Nu am zis nimic, că o zimitit ei. Dar nu ar fi problemă. Domnul președinte. Să știți să știu că nimeni lor mă enervează. Stânga de aici. Cine vă enervează? Stânga mă enervează multe ori. Stânga. Stânga de aici. Acum pot să spun și eu ceva, pe mine mă enervează toți din această noapte. Acum, vorbesc, atenți un pic echipa conducătoare la Guvernul României. Vorbesc pentru toți. Marian, până să liniștești, trebuia să o întrebi pe cine l-a consultat din punct de vedere juridic. Doamnă, ce înseamnă uzul capului? În primul rând. Doi. Doamnă, omul ăsta de bună credință plătește de 25 de ani lotul 1 și lotul 2. Cum s-a întâmplat la mine? Lotul 1, tata, lotul 2 eu. 1000 de metri. Atenție, eu plătesc 1480 de 25 de ani. Că e acolo, digitat, lotul 2. Acum, doamna, vă spun, dacă vreți să-i mi-ai venit. Vă rog, am o doamnă voie de intervenție. Vă rog. Dată prin faptul de că deține legea lotul în formă continuă, o suprafață de teren și pe care a plătit impozit, care eu recunoaștem că așa este, uzul capitulă, nu o reglează Consiliul Local. O reglează în stat. Eu ce ți-am zis mai devreme? Mă se recunoaște că pot câștiga din instanță, așa am spus, și doi, vicerem Consiliului Local. A devenit din intabulare terenul Consiliului Local. A fost serenul Consiliului Ori are contract de concesiune pe 490 și atunci îl vindem, ori nu are contract pe 490 și invocă uzul capitulei și merge la instanță. Și atunci mi rămâne discuție doar 1000 de metri pe care are contract de concesiune. Nu, da, el când plătește la finanțe, nu a plătit la finanțe, el plătește în baza două contracte de concesiune. Și dacă primăria sunt cele două contracte de concesiune pentru Chine Ienache Nicolae, pe cele două suprafețe. Sunt! Contractul de concesiune. Ăla de 1.000 de Ienache Nicolae și ăla de 490 de Ienache Nicolae. Da, dar le luați în cap, l-ați văzut ce mi-a spus la mapă. E bine, am dat că nu le pus la mapă. Uite, noi... Mai fac eu o propunere. Nu, domn primar, spune-ți la vot. Da, da, da. Nu, 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 pe mine mă deranjează ceva. Că poate intervine în discuția
Indiferent că se botează, ia atenție un pic. Mare! Nu vreau să lămâneți când știți că poate. Cum aș lua aici și atunci. Haideți vreau să stabilim o altă. Amânând proiectul ăsta, încă o să amânăm. Amânând, domnul papa. De ce să l-am? Puneți, domnul, de toată cine. Amânați să facem dreapta să rămâni. Până pe el. Amânați dreapta să rămâni. Și ce să rămâni? Eu am făcut o propunere de foarte mult bun simț. Completăm documentația, avem timp să ne uităm pe ele. Nu, 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 dar ne cunoștință de cauză. Nu votez așa ceva, necunoștință de cauză, pe niște hârtii, nu se sună astfel 3 minute înainte de ședință. Nu pot. Nu, renunț, gata. S-a oferit o variantă de rezolvare. Nu, nu mi-a venit din asta nimic, omule. De la nimeni ca asta, domnule, da? Să-ți comand ceva. Ți-am pus la discuții, domnule, să nu are. Nu am pus astea, pus. Să se vedeți până la piniște. Nu am pus original, nu am pus original. Am pus original. Omule, consilier. Nu cunosc conținutul acestor documente și eu nu votez. Ia-le în brațe și clâmpă-te. Domnule, era că e... Domnule, era că e dificil. Eu vă atenționez că nu suntem unitate de judecată să verificăm legalitatea semnăturilor. Noi nu suntem aici la, nu știu cum, la ce instanță. Eu propun, și am o propunere, că văd că aici de dumneavoastră un dubiu, cu cei 480 de metri, care el îi va câștiga cu siguranță în instanță prin hârtiile care le dau de la primărie. Le aprobăm, le aprobăm via de metri care este corectă și celelalte face demonstrația cu mine, cu primăria, cu martorul meu și la notar, că lotul 2 face parte integrantă din aceeași curte. Simplu. Deci asta este propunerea. Dacă sunteți de acord pe 1000 de metri pătrați, pe care sunt documente, iar restul de 492... Instanța să ne ajungem de mai oameni. Nu vinți la instanță pătrărea cu ce vrea să noi sunt de acord. Vă lăsă clarifică situația. Deci dacă sunt... Eu am încercat să vă spun că mențin că am o semnătură, mă cunosc și eu acum. Deci dacă sunteți de acord cu această modalitate...
care vom vinde, se va vinde 1000 de metri pătrați, restul de 490. Da, 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 cel ca la domnul Calean, ca la domnul Rămuță, ca la domnul XYZ. Vă rog frumos să supunem la vot. Aveți un dubiu, vă verificăm în instanță, nu e o problemă, la notariat. Căutăm actele până le găsesc, nu e o problemă. Aveți un dubiu. Important arată că buna credința lui a plătit 25 de ani cu două loturi. Unul de 480, unul de 1000. Și cine mănâncă administrația cu pixul, stă în fața voastră aici. Eu o mănânc și cu lingura. Că ia să n-am alegat toți care se par la mine că mai are răuță. Eu te mai aici. M-am legat de un pot. Și ala, ca să nu țip și eu, tac. Că dacă m-a spus acum să caut în altele primării, nu știu dacă nu multe linii compensările cu țigane și cu alte. Supunem la vot, vă rugăm frumos ca să... Ce anunț? 1000 de metri. Vânzarea celor 1000 de metri pătrați pentru care are o parte din document. Iar restul de 492 de metri pătrați să vină cu documente. Da, da, situația asta ar trebui să facă o cerere acum și să vină mai pentru... Nu, da, ai pentru 1000 de metri. Alte momentitoare. Și face doamna secretară, face menționarea procesul verbal, că face documentarea... Fie aduce documente, fie câștigă instanță. Cate parte. Dacă căutăm numai noduri în papură și voi veniți cu ideea să-i aprobăm 1000, acum am fost lucit... Supunem la vot, vă rog frumos, proiectul numărul 8 privind vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil în intravenanul Comunii Sascu, județul Bacău, aparținând domeniului privat al Comunii Sascu. Voturi pentru, vă rog frumos. Pentru 1000 de metri. Pentru 1000 de metri, încă o dată. Pentru 1000 de metri. Deci voturi pentru vânzarea suprafeței de 1000 de metri. 15. Împotrivă. 14. 14. Nu se abține domnul. Nu votez. Nu pot să votez. Hai să nu toate de aici. Nu se abține. Un vot. Nu votez. Are dreptul. S-a... Nu votez. Nu votez. Nu votez. Da. Și acum să-mi permite să închid. Dom'le, nimeni nu-și permite să joace cu legea. Mai este un proiect de domnul Marius. Lăsați-l să spună și pe domnul Marius. Mai este un proiect de Marius. Mai are un proiect, vă rog frumos. Te rog frumos să iei loc un pic să te mai are un proiect. Da. La suplimentarii, vă rog frumos, avem pe suplimentarii la ordinea zilei proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice aferente investiții, modernizare drumuri de interes local, sat Pereci, comuna Sascu, județul Bacău. Domnule Nachin, un pic, vă rog frumos, încă un pic de atenție. Pentru suplimentarii, vă rog frumos, dacă l-ați citit. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Favorabil. Cred că ar trebui să legi cu niște completări, că abia l-ați adus pe ăsta, nu? Pe acest proiect. Am văzut hârtia în față. Despre ce e vorba? E vorba despre proiectul de asfaltare. Actualizarea de creșturi care a venit recent. Și spune, domnule, ți-a mai rămas să-ți fac o bucată conform adiționalului șârtiei de adresă de amânare a proiectului în lipsă de fonduri. Acum a intervenit cu pireasă, că o vedeți toată lumea la televizor. A asfaltului, cum îi zice, moară, asfalt, bitum, cum îi zice lor. Motorină, benzină, ce folosește. Și pentru fiecare proiect care ieși în desfășurare, vor veni adiționale, pentru că așa a tăiat inflația
Și așa avea posibilitatea guvernului ca să poată să le readucă la prețurile actuale. Mulțumim, răspundă voi. Guvernul României, nu rău să faci. Dacă mai să... Și localul sat. Trebuie să ne supunem că avem nu că e bine la sfatea. Dacă pe acest ne afectează cumva ceva cu bugetul local? Okay. Mai dă-mi ceva de bugetul local? Absolut de loc. Tot ce se suplimentează pe proiectele respective vin la bugetul statului. Nu afectează bugetul local. Să supunem la vot, vă rog frumos. Eu suplimentar de 56.000 date la bugetul statului. Votul pentru. Votul pentru. Voturi împotrivă? Mai un pic. N-am apucat să mă uit de material. Are anexă de buget? Nu. Nu. Nu, are deci mai un risc de conflict. Ok. Pentru. Mai trebuie. Am apucat. Voturi împotrivă? Abțineri? 15 voturi pentru. Tot la capitolul diverse. Avem o propunere către Consiliul Local al Primăriei Sascut. Solicitare. Este cu număr de înregistrare 12679 din partea domnului Angel domiciliat în localitatea Sascut, județul Bacău, strada Pompierilor. Vă rog să analizați posibilitatea repartizării suprafețe de 5.000 de metri pătrați teren intravilan pe raza comunei Sascut. O să citesc mai departe? Da. Vă rog frumos un pic. Menționez că sunt o persoană cu titlul de refugiat și persecutat de regimul comunist. Solicit această suprafață de teren în baza prevederilor legilor 118 pe 1990, modificată prin legea 189 din 2000. Din anul 2003 am făcut nenumărate cereri pentru rezolvarea acestui caz, dar fără rezolvare. Anexez actul doveditor prin care dovedesc că am statutul de refugiat. La Casa Națională de Pensii, Casa Județeană de Pensii, este într-adevăr aici orice un răspuns la cererea numărul 80.784 a domnului Angel Radu. În care se admite că statutul de refugiat se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2003. De la Arhivele Naționale, pe ultima pagină, de la Direcția Județeană Bacău, o copie, un extras, referitor la refugiații din Ardeal, de la data din 1 ianuarie 1942. Deci, mi se să vă spun de la început, de asupra există discuții. În primul rând, ceea ce cere domnul Radu, adică în prime competența Consiliului Local. Primul, Consiliul Local nu dă la veteranii de război cereri, ci legea fondului funciar atribuie la veteranii de război și la datele respective aveam 7 veterani de război, mai ales în vreo câțiva, Irodiu, Nea Victor Astrolovia, mai erau câțiva, deci 5 sau 7. Uricaru, da. Așa, acum. Ceea ce cereți ar fi. Consideră cu o nelegiuire sau nedreptate, trebuie să adreseze organelor de instanță. De ce? Pentru că nu știu dacă să aud așa ceva, ca cineva să-și ceară un drept de la legea 118, când a fost transformată de 169-352, asta într-o ultima, acum re-exorcetat din Integru, deci nu mi se pare ceva corect și o spune punea Radu. Am fost corect la fabrica de gază, s-a spus. A avut teren care l-a deținut
lângă doamna diaconu și lângă nea... lângă nea Mirea, aici în spatele aia se... până când a venit cadastru general. Când a venit cadastru general, n-a prezentat niciun document și a fost scos. Și a devenit rezervă. Cu atât și-a spus, la intervențiile mele făcute și au un alt corp primar, care și acum trebuie să ne mulim să facem altă intervenție, a devenit terenul proprietat Comisia Locală de Regare a Pământului Crucea și nu primăria, că noi ne-am dat dreptul decât de a concesiona închiriat sau a vinde, trebuie în domeniul primar și noi eram noi proprietari. Primăria nu s-a născut cu proprietatea omului, a proprietarului. Și acum mai am aia care v-am zis-o, s-o dărâm în Consiliul Local, cei la Geo Silva să oprească urgent măsurătoarea administrabilă la Arabie, să trăiască foarte urgent la măsurătoarea la Băduri. Ca să poată face oameni dezbate, că nu se poate lua un gătej, dacă nu are dezbaterea lui. Urmat! Consiliul Local, cele 5.000 de metri, cu din proprietarul Consiliul Local, urma de hectare să-i dea. Dar 500 cere. 5.000! 5.000? 5.000 de hectare. Domnul Costea, așa se deci 5.000 de metri pătrat, da, teren extravilan, de raza comunii s-a spus. 5.000 de metri pătrat. Nici măcar nu aceste mizere care ar fi avut deportarea semnală la timpul respectiv. La legea 18, dar spuneam pentru veteranii de război, nu pentru deportați. Așa am avut articolul și așa am avut și aplicatul. Dar au fost parcă ceva și cu deportația atunci imediat după regiune. Nicu, dacă tu știi mai mult sau dacă știi, nu m-a fost să fac. Nu, a fost ceva totuși. Deci eu vă zic... La cel din 2013 tot cere. Tot cere în 2013. Eu întreb. Și-a făcut de numărat cereri și-a făcut. Această solicitare este adresată greșit Consiliului Local. Nu știu de omul răspuns, știți? Da. Se poate să adreseze în instanțele toate scrisurile. Să vină cu hotărârea și nu. Că dacă acum erau doi susținători să-i dăm șărei din cură, iar ce pe chiar dacă nu a... Iar vorbește dobitocul ăla de răuță, care el nu știe, dar el știe. Domnul Marta, primi hotărâri drastă. Cei 5 metri pătrați, dacă nu avem, nu are o acest ascult, nu neapărat trebuie să dea pe o temiție. Și la altul, adică le-a rezervă. Poate la două alea, să nu mai ia. Unde mă găsești rezervă, numai să vedem hotărâri drastă. Atenție ce vă zic eu. Eu n-am, dar el i-a avut. A primit și-a regulă. I-a avut. Și prima ea are că a venit sistemul cadastral general, care a lăsat cerești. Până la nici acum. Acum are. Până să nu ia la iară să iau solicitare. Arătă ce a fost. Nu hotărâre că... N-ar citită cu pietare. Un alt notariat de stat sau din, nu știu, din Arhivie, că ar fi avut jumătate de impact. Era la cât de teală, că nu-i-o da. O hotărâre care e făcut tot. Acum pun o întrebare. Pun o întrebare și iar de mine o întrebare obratică. Hai să spunem că eu am avut ceva cu domnul Ranu și nu i-am dat. Dar cei n-au întoptat, nici nu i-a dat. Dar nu punem întrebarea asta, nu punem întrebarea asta, nu punem întrebarea asta. A primit răspuns, doamna Nicoreta. Păi și-a primit de ce insist? Păi a primit și-a arenda. Arenda la ce? Arenda la ce? La pământ ăsta, 5.000 de metri. Păi dacă nu l-a avut... Și l-a luat bine vor, cum s-a luat fiecare. Păi el. Păi de unde? De acum la. Păi oameni, să nu te cepe. Că noi avem în comuna asta, cei care au fost ridicuri la pământul, cei care au avut bun simț, au prăvastori în pământ. Păi și eu de unde am luat eu, dacă avea, nu l-avea. Cum i-a dat arenda dacă nu are pământ? Măi, băiatule, eu v-am spus că a primit arenda până la intervără. Hai să-ți spun eu cum. Dânsul a
fictiv. Poate veniți, poate veniți de la comunicare. Apoi, înțeles? Poate veniți de comunicare. Și poate veniți de comunicare de la primărie. Nico, poate veniți de comunicare la primărie. Care a spus care a spus care de... Și unde e bună așa? Nu da bună. I-a dat și pământul și în urma adeverinței trebuia să-i facă și titlul. Nu-i corect? Nu, și eu am primit adeverință de comunicare de 5.000 de metri și n-am primit. Comunicarea o dădea da. Că a solicitat-o ca veteran de război. Și el nu-i veteran de război, e deportat. Ai înțeles? Am înțeles. Când e adeverit prin aștept la hărbitat de sal de are la primărie, va după timpul meu nu ai, că eu în 2008 mi-am începeam a regla. Mai vrea că mai ei. Dar după timpul un bărbun Cristi, domnul apostol, dădea. Când eu urmă, Sfântul Vasilescu are interesul suprafață de contestația, așteptările de urmare a contestației respective. La Nicu, el a promis să rădăția, sau că părea omul ca solicitat. Și mai dădea și două declarații de marți de sânga de dreapta care făcea demonstrații, mai aducea și un singur de proprietate care era din timpul ăla, de la numai și timpul de rog. Semnați exact cuvântul vârcii voi. Și spuneți, da, spuneți încerc. Da. Deci eu vreau să vă spun că mi-ați încălcat un drept constituțional. Ați m-ați tratat într-un mod abuziv și discriminatoriu. Deci în ședințele, toate ședințele, în toate solicitările cumpărate, la proiectul de hotărâre, n-au fost solicitate contracte, chitanțe și așa de parte. Deci doar pentru mine, da? Vă rog frumos să vă semnați lucrul ăsta. Și voi chema în instanță pe cei vinovați pentru că mi s-a încălcat aceste drepturi. Am prezentat, vă rog să notați, am prezentat contractele originale ambele, am prezentat chitanțele originale ambele pentru ambele contracte, am prezentat certificat fiscal, am achitat taxe și impozite pe 1.490 de metri pătrați. Care vi l-am prezentat de asemenea și cu toate acestea mi s-a retras de pe ordinea de zi. Deci dreptul meu de a cumpăra, deși am achitat dublu aceste ideea, mi s-a respins și mi s-a acceptat să cumpăr doar 1.000 de metri. Consider că am fost tratat abuziv și mi s-a încălcat dreptul inconstituțional. Mulțumesc! Și mă voi adresa instanță, bineînțeles, și voi trata la fel și eu de astăzi mai înainte. Haideți să supunem un pentru... Nu la da, deci avem doar la capitolul diverse. Hai că mai avem 10 minute și terminăm. Prin prezentat către Consiliul Local Sascut, din partea Școlii Gimnaziale Sascut, Comuna Sascut, județul Bacău. Adresa numărul 3559, din 7 septembrie 2021. Prin prezentat vă rugăm să desemnați un reprezentant pentru a face parte din Comisia CEAC, a Școlii Gimnaziale Sascut și un reprezentant în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității pentru anul școlar 2021-2022. Menționăm că reprezentanții să fie alții decât membrii desemnați pentru a face parte din Consiliul de Administrație. Propuneri. Face propuneri, domnul Apostol, domnule. Da. Propuneri, domnul Apostol. Propuneri, domnul Apostol. Propuneri, domnul Apostol. Ca să echilibrăm. Deci ia să Comisia Violența, eu sunt președinte. Să te mulțumim la Domnul Bătător. Da, este.
Și aș vrea ca să dea un test membrii care sunt în comisia asta, dacă știu să scrie bine limba română gramaticală. Pentru asta am vorbit de vorbire. Nu pot cere așa ceva, domnul Marius, dacă vă dau... Ce nu ce? Ce nu mai poate nu pot să cer așa ceva. Nu pot cere așa ceva. Asta chiar e o... Chiriac Marian. Asta ar trebui regulamentul de organizare și poate nu știți, dar a participat la concursul ca secretar la ureche și a luat nota 2. Băi, bără, nu te-ai ascult nota, poate nu știți. Da, nota 2, zi-a nota 2. Băi, continui, la ordinea de zi, o să fie. Da, arăt. Domnul Chiriac, vă rog frumos. Buzeaua, Maria nu ține din clopățelul. Domnul Victor Roiu, s-a uitat la legea deportaților. Deci, dacă îmi permiteți, no. Există no, legea 290/2003 privind acordarea obiectivului foștilor deportați și spune așa că cererile trebuiau depuse în perioada 14 mai 2004, 1 mai 2007 și le spune ce drepturi au să revendice inclusiv desfăduviri pentru terenul care deci, în 2004, trebuie văzut actul normativ s-ar putea să ce, ce calitate îi sfătuiți? Acum, ce calitate aveți dumneavoastră acolo la masă? Măi, eu nu am rugat și nu, domnul primar, aici există un regulament de funcționare și sunt curios și eu, domnul Istoroi, în ce calitate e. E șeful poliției locale, viitor administrator public al comunei Satu. Păi da, nu, până dă examenul, după aia tot ce o să fie tot vedem acolo. A fost astăzi discutată vreo problemă de poliție locală aici? Domnul Iedic. Dumneavoastră fieți invitați, la rândul dumneavoastră aduceți și alți invitați. Ca eu să nu pot, în ceea ce am spus, necunoscând... Nu, trebuie și eu așa, ca să știu. La rugat să citească. Că i-am pui telefonul, eu nu mă pricep la... Cum vă pricep din voi, pe care? Nu e problema dumneavoastră. Mă mire chestia asta. Nu, se la mine și pe mine. La diverse? La diverse, mai avem vreo să știu. Fiecare vine acolo ce nu știam. Cum v-am obișnuit, avem destul. Raport de activitate manageriană privind liceul tehnologic Jacques Elias s-a scurt perioada mai 2017-31 august 2021. Puteți anexa raportul la proces verbal? Este. Ca să se câștigă timp.
Doamna se cere cu atât. Raportul de activitatea domnului director? Este vorba din domnul director Paris Milan. Ce să se întâmplă la ședința, că o să primească de vreo. Dacă aveți ceva de spus, domnul Paris Alin, vă rog frumos. Bună ziua! Bună ziua! Nu, inițial a fost făcut ceva pe fugă, pentru că, într-adevăr, în legea educației, articolul 21, spune că în fiecare an, la 30 de zile după începerea anului școlar, se face un raport privind studiul educației. Bine, el se prezintă în Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație și se aduce la cunoștința Consiliului Local, prin postare pe site sau un material de ședință. An de an a fost realizat, a fost postat pe site, e și acum, cele de anul trecut. Deci, anul acesta l-am printat. Am printat doar câteva pagini, pentru că am pus cel puțin unde sunt link-urile din ziare. Adică, n-am scris ca într-un voluntariat la, sau ce cel puțin când am pus aici, la nivelul și am trecut doar cele mai, să zicem, mai importante, cu scuze de rigoare pentru cele care le-am omis. Go for it! Mulțumesc, da, noi ușată, dar am semnat că mie dacă la arhitectica, ea am primit ceva grație. Da, nu spui lui Silvia, dar ne străduim. I-a dus Silvia, stai cu urmă. Dacă mai sunt discuții... La diverse? Da. La diverse am eu trei rugăminți, trei probleme. Vă ascult. Adică... Cum am ascultat pe toată lumea, vă ascult. Sper că de data asta, da. Da, v-am ascultat. Deci trei probleme. La Conțești, domnul primar. Ați văzut ce se întâmplă la Conțești pe părâul ăla? A făcut cine a construit podul ăla, l-a băgat în casa omului, dacă vine apă mare, cum a plouat anii de urmă, îi dărâmă un sfert din sat. Nu vă faceți probleme, că vine în aval și am monte, trebuie de sprijin dușa, deci de vizim. Față și de vizim. Nu știu, eu nu vă contrazic, știți că nu vă contrazic, n-are nicio... Rugămintea să fie ca toată lumea făcut, că din ce am văzut, n-are oamenii pe unii intra. Sper că cine face, o să facă toată lumea. Am doi... Nu ai putut să întoarceți acolo. N-am putut. Chiar n-am putut, că n-am avut consiliul la voi. Aia era următoare. Știți ce zicea odată Flutur? A zis, băi, până i-am scos legea cartofului cu consilierul meu, în fiecare dimineață ne aducea... A doua problemă. Acum a doua problemă. Ați văzut și conduceți, cred că nu eram eu născut de când ați luat permis. Se întâmplă atâtea nenorociri pe europeană și nimeni nu face nimic. Faceți un demers către CNA de Riu să facă dâmburi de alea, minunde alea, să reducă viteza, domnule, moare oameni. Ați văzut la Răcăciune, au murit atâția, lasă ascult atâția. Până să fie o vorba din gură, m-am uitat la realizările primarului de Timișoara și am văzut că a sărțat trecerile de pietron, cine a văzut chestia aia pe Misurea. Oricine va la rău. Îți dau lucrurile meu că m-am întâlnit pe Misurea. Avem două ora care și vine de făcut și la ieșire. Că ați văzut când am plecat de la ultima ședință, au murit oamenii acolo. La fabrică, meargă cu încet. Așa. Și a treia. De acum nu vă mai sunt bordurile. Vă zic cartoful. Cartoful, cartoful, cartoful. Bordurile, bordurile, bordurile. Facem ceva. Dacă nu, lasă-mă cât fac eu. Scoate. Păi scoate. Nu. No. Deci... O să răspund. Sau dacă mai e ceva... Gata, eu am terminat. Poți să vă deci, rugămintea mea este următoare. Indiferent cum se comentează la bere și de cine, aveți dreptate până la un punct. Da? Într-adevăr, dacă se găsesc două utilaje mari pe șosea, nu pot să trec unul din în special la magazin. Dar vă promit altceva. Ce vă pot promit eu în mandatul ăsta, dacă mă ține Dumnezeu? Bordurile n-am să le mai costumați, că nu-mi dă voie. Dar după ce băgăm gazul și apa, facem trotuarul, da? Și ridicăm de la asfalt marginea la bordură. Adică acasă se urce, pe trotuar cu jumătate de metru ca să poată lua. Acolo nu le-a permis
suprafața carosabilă, că așa a fost primit proiectul Curățirea Națională. Iar sunt foarte mișto după ce o să terminăm, da? Dacă cap la proiectare tine, face și la minimina. Dar nu văd ce frumos e. Ați văzut la mine, v-am rugat să rămesc mai jos și ați văzut că pe divinist. Unde a spus și a spus Isteș de a coborât numai la 5 cm, de a trebui de-a vărta. Da. Parcă nu te mai bine decât cu Chetroaie. N-am comentat, n-am zis că nu-i ghine, n-am comentat așa ceva. Bun. Am cele 600 de minciuni și acum vorbesc pentru colega mea, Nicoleta Gărzeanu, care ea la mișto peste tot, inclusiv și alt, care e unii în alții comuni. Să mulțumesc cu un metru de asfalt și numai în ăștia 4 ani care au fost 40 de kilometri. Într-adevăr, are dreptate, dar pornirea dumneavoastră de a face trebuie să mai gândească și la soluții financiare. Pentru că, asta vă ziceam eu, Bereștoare a preiatică la suprafață și au fost acele perde de balast care s-au lăsat și când s-au mers cu tancul ăla din tăvărul sau cum este compactor, a rămas la cumătrupitul în fața bisericii, la mine la poartă la Nașa Dobrea, la părul la Nisporul, la ea la poartă, și la voi în curba comunului, la Marea Rău. La Borona. La Borona. Adică, efectiv, când judecăm unii oameni valabili pentru tot Consiliul Local, luați-i pentru greșelile intenționate, nu pentru prostiile autora. Sunt vinovat, dar o bucățică. Și eu mă mai zic ceva. Eu nu mă mai întorc înapoi, cum fac unii. Nu mai țineți minte de ce a fost rugat, și tot înainte dacă vreau să ajungeți un pas mai departe. Ceea ce v-am zis eu azi, cu bună credință, am dus și finalizez cu asta, pentru băieții care au învățat carte, să-și dea seama ce spun acum, Marius Senache a avut dreptate. Să rămână pe camera. Primul care trebuia să vă instruiesc pe PSD-și să voteze împotriva lui, eu trebuia să fiu. Dar dacă e un drept, cum pot eu să ieleau? Și o să vedeți că bătrânul a dreptate, că v-am demonstrat de atâtea ori că se poate da în judecată o anumită parte din Consiliu pentru abuz. Și noi azi am făcut un abuz a unor documente care ălea sunt recunoscute prin sanatiru și semnătură. Comentarii sunt de lângă. Că dacă m-aș apuca eu de câte ilegalități sunt din teritoriul comunist, a spus, Doamne, Doamne, produceți pe timpul meu și altora, Doamne, Doamne. Da, domnul primar, dacă semnalăm niște merituri și niște lucrări care sunt făcute prost, nu înseamnă că vă iau la mișto, îmi pare foarte rău. Nu, nu, nu. Da, deci nu ne iau la mișto peste tot. Nu mă iau peste tot, v-am spus în față, dar este problema la Merești. Cum ați vorbit dumneavoastră? Deci vă rog frumos, nu vă iau la mișto peste tot, da? Dar am spus în față și atâta tot. Deci n-am făcut nicio reclamație, nu v-am pus pe Facebook, n-am făcut nimic. V-am spus doar că asfaltul este prost făcut, pentru că din toată ulița, acum este numai la mine în poartă. Și nu m-am luat la mișto. Nu vorbesc de aia. Vorbesc de aia la altă. Care ai la altă? Care a zis-o, dar nu pot să o reproduc. Deci... Că numai pe voi... Numai pe voi văd și pe alții ajut. Vedeți cum sunteți răi? Da, asta nu înseamnă că v-am luat la mișto, dacă v-am spus așa. Păi eram eu fiice. Da, și ce ai probleme. Și cum să zici așa? Uite așa. Mai ales fiind președintele tău de partid. N-am spus în ședința de partid. Adică pe tot ce eram de la opoziție, deci, pe voi vă văd. Domnul primar, am vorbit în privat și mi se pare normal. Păi, dar nu e vorba de privat. Să vorbim clar, da?
doamna Nicu. Accept ultima greșeală făcută după 33 de ani de activitate politică, nimeni nu s-a permis în România să spună așa ceva. Uite, eu sunt un pic completare. De asta mă completare. Se pare rău că nu s-a făcut. Acum, o completare scurtă. Deci, vă rog foarte mult. Acum spuneți că v-a luat băiatul niște peste. Doamna Nicoleta, eu sunt aleg la primărie. Cine va vorbi? Da, nu, el. Domnule, cu ce v-am vorbit? V-am jignit? V-am spus ceva? Da, nu e voie, da. Vreți să reproduc, dar ar fi civic parat. Da, puteți să mai am ceva de făcut. N-am nimic de asta. Da, dacă se poate, vis-a-vis de raportul pe care l-a semnat colegul, presentatoare, nu mai vorbim, vă rog. Dacă se poate, da. Va prezenta raportul de activitate din cadrul acestui an școlar. Nu am venit astăzi cu el pentru că abia săptămâna viitoare va fi discutat și aprobat în Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație. Da? Atât. Vă mulțumesc. Ca să nu existe nicio... La TBFC. Va veni și tot. Doamnă, ca să nu se interpreteze politic, vă rog, mă băie, și spun acum, nu-i corect să primești. Păi, dar vreau să-ți faci contestație. Păi, dar dacă nu-ți faci contestație și așa videți? Nu trebuie să faci, acum, cum azi? Atunci, trebuie să faci să faci. Dacă mai aveți comentarii sau au fost de ajuns cu ziua de azi, vă rog să mulțumim.